Petru, de Vlad Zografi. Să plătiți o centimă, aveți șansa să rutiți, învăluiți în parfumul care vă conduce instantaneu spre câmpiile Elisee. Lasă-ți cavacurile! Crezi că ne-am zis cu Saint-Just al tău? Știu precis că anul trecut bandiții ăștia au pierdut 5.000 de scuși cu escrocheria pe care au botezat-o Saint-Just și și-au făcut o reclamă. Cum îndrăznești, doamnelor și domnilor? Vă invit să mirosiți ca să vă convingeți! Dimitrie Alexeiș, Dimitrie Alexeiș, am încurcat-o. Tipul ăsta nu-i vânzător, vorbește prea bine, fidel neamului să fie. Ăsta-i spion. Francezii ăștia ne-au montat tot spectacolul numai ca să ne dăm de gol. Sunt pe urmele noastre, ticăloși. Stai liniștit, Ivan Semionici. Nimeni nu-i pe urmele noastre, se vede că nu cunoști Franța. Aici până și ultimul cercetător e gata să țină discursuri interminabile despre Temirce. Crezi? Ei, asta e Franța, Ivan Semionici. Doamne, ce țară! Nu mai azi, mirosile, nu mai azi! Auzi, hai să mirosim și noi, domnule. Da, pute îngrozitor. Parcă ar fi amonia. Cum dracu ar fi rezistent nenorociți ăștia. Francezii s-au obișnuit de secole cu parfumurile astea. Ție-ți place? Ivan, să ne nu-ți bate joc de mine. Domnilor și domnilor, poftiți la camamber. Camamber Normandi. Viciul intim se topește în gură. Doamnelor și domnilor, ce să vă poftiți? Poftiți și dumneavoastră. Să vedem cum o fi, ia să încerc. Domnilor, poftiți. Bonjole, iată cum domnule. Bonjole, domnilor și domnilor, vă invit la Bonjole, cel mai pur rubiniu. Întreaga istoria Franței n-a existat un an mai fericit pentru Bonjole decât anul de grație 1716. Haideți, poftiți, doamnelor și domnilor, gustați, haideți, așa. Ei, cum e? E mai bun ca nu trebuie, să știi. Ăsta? Ăsta-i sirop de coacă, zi. Străinătate blestemată. Rusia mea, Rusia mea. Ăștia văd că n-au pe aici. Nu, nu le place. Le scoate atunci din dotarea proprie. Ce dracu căutăm noi în Franța, Dimitri Alexeiș? Nu știu, Ivan Semionici, încerc și eu să înțeleg. Pentru că dacă stau bine să mă gândesc, uite, am fost la Riga, am vizitat orașul, dimineața până seară ne-am plimbat peste tot, ne-am băgat și în gaură de șarpe. Numai când îmi aduc aminte cum ne-am suit noi în turnurile lor cele mai înalte, m-am apucat mențeala. Pe urmă am coborât în șanțurile de apărare negre ca fundul iadului. Îi recunoaște că am desenat cu mult talent toată schița cetății. Pe urmă am luat Riga, așa cum iei frișca de pe tort. Frumos oraș. Superb, superb. Cu aceeași atenție am cercetat și Königsbergul. Da, frumos oraș. Așa zic și eu.
E mâine, poi mâine luăm și Königsbergul. Ce să mai vorbim? Am umblat prin toată Europa până am făcut praf 100 de perechi de cizme. Avem planurile detaliate ale tuturor fortificațiilor și cifrele exacte ale efectivelor garnizoarelor. Am făcut treabă bună, Ivan Semionici. Am fost decorați. Acum putem cuceri Europa fără prea multe bătaie de cap. Mi-am să dea țarul un semn. N-avea grijă, Ivan Semionici, o să-l dea. O să-l dea la momentul potrivit, așteaptă numai. La Franța. Și eu fi venit în Petru, domnule, să mă bate Dumnezeu dacă țara asta merită să fie cucerită. Doamne ferește să cucerim vreodată Franța. Păi Dimitri Alexeici, îți dai seama, francezii sunt în stare să strice stomacul sfintei noastre Rusii. Și Rusia s-a mândrit întotdeauna cu un aparat digestiv sănătos, plin de vigoare și încăpător. De câte secole n-am mai avut noi diaree? Nu știu, Ivan Semionici, la istoria veche nu mă pricep. Hai, că nici eu nu prea stau grozav la capitolul istorie. Dar au ținut de istorie de ani de nou. O, e rușinos ce se întâmplă. Auzi tu, să pui pe cei mai capabili spioni ai țarului să spioneze o piață împuțită la Paris. Paris. Mă rog, Paris. Păi, ce nume ridicol. Ah, Rusia mea, mi-e dor de țară, Dimitri Alexeici. De când am mai castrat eu un popă eretic, de când am mai prăjit la foc micul răsculat, de când am mai tăiat țâțele unei călugărițe. Ce vremuri. Uite, stau așa și mă gândesc și când mi-aduc aminte, îmi dau lacrimile de ciudă și melancolie. Mai ai vodcă? Mai. Da, să știi că țarul nostru și-a pierdut mințile. De ce? S-au zăpăcit parfumurile, săracu. Nu cred, țarul e rezistență, știi? Totuși... Nu, Petru știe ce face. Atunci de ce mama a dracului ne-a pus să-l căutăm pe nenorocitul ăla, cum îl cheamă? Pierre de la Manc. De la Mac, auzi ce nume? Ivan Semionici, căile domnului sunt ascunse. E așa de bine le-a ascuns, ci le-o fi ascuns, încât presim că până în ziua și judecății de apoi n-am să mai pricep nimic. Dă-mi sticla goace. Rusia mea. Poftiți la Bojole! Vinul Carubino! Arfă muzeji pentru nasturile delicate! Cuze calorică! De mare calitate! Binecuvântat fii, Doamne, Dumnezeul nostru. Sire, v-ați exprimat dorința să vedeți cum trăiesc oamenii simpli, cetățenii de rând ai Parisului. Învață-ne pre noi îndreptările tale. Și iată, ne aflăm chiar în halele Parisului, înconjurați de cei mai simpatici vânzători ambulanți, care au adus cu ei o bogăție impresionantă de mărfuri, drept mărturia bunăstării poporului, a sănătății și vigorii economiei naționale. Remarcați, vă rog, rezultatele reformelor economice. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Și ca semn de aleasă prețuire față de înălțimea voastră, primăria Parisului vă dăruiește o minunată lumânare sculptată de însuși maestrul William McIntosh, supus irlandez, care ne-a făcut cinstea să... Iubiții mei, vă binecuvântez pe toți! Vă binecuvântez, iubiții mei, și vă permit să-mi sărutați mâna. Vă bine... Destul! Dacă aveți prea multă energie, duceți-vă la femei! La femei! Domnule intendente, există bordeluri pe aici? Bineînțeles! Și ce bordeluri, sire! Cele mai elegante, mai bine organizate și mai bogat aprovizionate din lume. Aici lucrează femei superbe de toate rasele. Specialiste renumite. La Paris puteți face cunoștință direct cu misterul feminin devoalat. Perfect, atunci totul în regulă. Ce-i asta? Miroase a vin. Bojole! Bojole, vreau să gust! Vreau să gust! Mm.
Poșircă, poșircă, dar dacă te obișnuiești, merge. Prietene, vreau tot vinul ăsta. Tot? Tot! Plătește primăria. Brânza. Brânza e bună? Brânză camembert, cea mai înaltă clasă. Nu prea. Ia să vedem. Brânză extraordinară. Vai, vai, ce pute. Ai dreptate, brânza asta nu-i de mâncat, dar e tocmai bună să o ascunzi în... în corsetele parizienilor voastre. Olivier, ia, cumpără și brânza. Am văzut destule doamne elegante pe aici, iar corsetele sunt al naibii greu de demontat. Olivier, ce să ăștia? Papagali, sire. Papa cum? Papagali. Papagali. Da, sunt niște păsări exotice aduse tocmai din America de Sud. Ce frumos, doamne, ce culori. Cântă? Nu cântă, însă pot vorbi. Așa, ca noi? Nu cred, Olivier. Leroima, Fivlera. Olivier, am auzit-o bine? Lera elamat. E adevărat, doamne. Doamne, Dumnezeule, păsări colorate care vorbesc la fel ca oamenii. Petru va fi uluit, va fi încântat, stai seama, pentru cabinetul de curiozități de la Petersburg. Olivier, cumpără imediat toți papagalii. Toți? Toți, Olivier, și du-i repede lui Petru. Trebuie să fie pe aici, s-a dus să caute ceva. Băiatul ăsta are o energie, se agită, umblă mereu. Și îl găsești unde nici nu-ți trece prin minte, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de moarte. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Sire, dar papagalii sunt îngrozitor de scumpi, au fost aduși cu mari sacrificii din America de Sud. Olivier, adevăr creiesc vouă? Nu se va sfârși anul 7225 de la facerea lumii și pământul se va cutremura din adâncuri și îi va înghiți pe toți cei zgârciți și cârcotași și cu gânduri ascunse pe toți cei care tulbură pacea dată nouă de Domnul Dumnezeul nostru. Doamne, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne. Olivier, cumperi toată piața. Ai înțeles? Am înțeles. Vă las cu bine, iubiții mei! Țineți minte, va fi prăpăd! Catastrofă! Sfârșitul lumii! Olivier, unde ziceai că e bordelul? O luați pe aici. Mergeți drept înainte, apoi prima la stânga, pe urmă a doua la dreapta și o să vedeți femeile în stradă. Mulțumesc, Olivier. Olivier! Mi-am uitat banii acasă. Olivier, n-ai niște mărunțiși? Olivier! Iubiții mei! Vă binecuvântez! Ce
Ce succedere? Domnule superintendent, ce să cotești acolo? Văd că ți-au folosit lecțiile de matematică. Oh, mai bine nu știam deloc să calculez. Este un dezastru, sfârșitul lumii, domnule superintendent. Lasă, spunem cum se simt oaspeții noștri. Nu știu cum se simt ei, dar noi suntem la pământ. La pământ, domnule superintendent. Au cumpărat pe banii primăriei 24 de servicii de argint, 60 de peruci, o girafă. O girafă? Au renunțat să o ia cu ei în Rusia. Nu o pot urca pe corabie, dar i-au cerut bucătarului să o gătească. Petru are nevoie de capul girafei pentru cabinetul de curiozități. Toată ziua n-aud decât de blestematul ăsta de cabinet de curiozități care o să înghită lumea întreagă. Liniștește-te. Păi, ascultați până la capăt. 100 de costume, 2 pompe. Ce-o fi făcând pompe? Habar n-am, Petru este nebunit după mecanisme. Mecanisme? Orice fel de aparate, chiar dacă nu știe nici la ce și nici cum se folosesc. Da, am auzit. Totuși e bizar. 300 de pipe. Gata, Olivier. Gata. Lasă lista. Și acum dementul ăla de măscărici a cumpărat toată piața. Cam exagerat. Spuneți-mi, excelență, de ce-i permiteți măscăriciului? Petru m-a rugat să-l tratez pe Zotov ca pe un țar, iar pe el ca pe un marinar olandez n-am putut să-l refuz. Știi, țarului îi place să călătorească incognito, să se deghizeze. Ne vom deghiza cu toții în cerșetori dacă mai stau rușii o săptămână. Olivier, Franța e mai bogată decât îți închipui tu. Franța e mare. Și Rusia este de 1000 de ori mai mare. Ăștia ne înghit cu fulgi cu tot. Olivier, ai încredere? Să am încredere, dar nu înțeleg nici în ruptul capului de ce suportăm mojiciile și extravaganțele sălbaticilor de ruși. Gândește-te la gloria Franței, Olivier. Când citesc cifrele astea, văd cum se prăbușește gloria Franței. La urmă urmei, ce e Franța? Franța înseamnă Parisul, iar Parisul e buricul pământului. Orice ar zice englezii, nemții, olandezii, italienii sau spaniolii, toți cei ce vor să fie băgați în seamă își părăsesc țara și vin la Paris. De 2 secole noi am reușit să atragem interesul întregii lumi. L-am adus pe Leonardo aici și pe urmă a venit toată lumea. Eram toată bogați. Lumea bună, bogați pe dracu, bogați pe dracu. Le-a plăcut brânza și vinul. Așa am adus noi în Franța toate curiozitățile naturii umane. Scriitori, artiști, savanți, muzicanți. Și nu-i bine? Dacă ziceți dumneavoastră. E minunat, prietene. Acum, după ce am importat atâtea bizarerii, trebuia să aducem și un țar. E un țar puternic, nu uita. Petru e stăpân pe 2 continente. Ai fi vrut să nu-l primim la Paris? Aici, unde am adus girafe și rinoceri. Și mai e un lucru foarte important. Petru are planuri mari. Vrea să civilizeze Rusia. Da, grozav a mai civilizat-o. Ca să înalțe Sankt Petersburg, a omorât 200.000 de nenorociți. Zvonuri exagerate. Oricum, asta e treaba lui, nu ne privește pe noi. Important e că țarul vrea să se civilizeze, iar noi o să-l ajutăm. Îi vom oferi modelul francez. Îi vom face cadou francofonia. Excelență! Dar nu vedeți ce stricat vorbesc franceza barbarii ăștia? Și au venit aici cei mai răsăriți. Aș vrea să te văd pe tine chinuindu-te să exprimi o singură idee în limba lor oribilă. Doamne ferește, ar fi culmea să ne apucăm să învățăm limbi străine. Vezi, e mult mai comod să vorbească ceilalți franțuzește. Ai încredere în destinul Franței? Ludovic al XV-lea e încă un copil și uite ce departe am ajuns.
va fi un Ludovic al XVI-lea și vom inventa alte soiuri de vin cu un buchet mai bogat. Va veni un Ludovic al XVII-lea și vom găsi noi parfumuri. Ludovic al XVIII-lea va lansa pe piață o brânză încă și mai împuțită. Ludovic al XIX-lea va da ordin să se perfecționeze noi dansuri galante care vor cuceri imediat Europa. Ludovic al XX-lea îi va pune pe academicieni să inventeze cuvinte noi, cuvinte indispensabile pentru a exprima nuanțe inefabile. Și întreaga lume va fi obligată, din snobism, să le pronunțe cu venerație. Vor fi foarte mulți Ludovici, Olivier. Ăsta e destinul Franței, un șir infinit de Ludovici, iar Parisul va rămâne pentru totdeauna capitala lumii. Domnule duce, nu știu ce să zic, poate că aveți dreptate, dar eu mă uit la cifrele astea blestemate. Merită destinul Franței atâția bani? Olivier, dacă gândești așa, du-te în Anglia! Mai bine mă duc să refac socotelii. Doamnelor contese, domnilor conți, poftiți! Poftiți la servare! Veniți! Veniți! În cinstea înalților noștri oaspeți, trăiască delegația rusă. Cât e ceasul? Oh. Contesă, nu e ceasul. Vai de mine, era aici în corset. Vă prezint pe marinarul Peter, un brav lup de mare. Duce, n-are rost, știm cine e. Înălțimea voastră, dați-mi ceasul. Nu mai e ceasul, nu mai e ceasul. Am abolit timpul, decret imperial, nu mai există timp. Marinarul Peter e un original, sire. Doamnelor și domnilor, veți fi încântați să-i țineți companie. Eu trebuie să plec la Versailles, mă așteaptă. Domnule marinar, doamnelor și domnilor, vă rog să mă scuzați. Sunteți țarul Petru al Rusiei? Nu știu, nu știu cine sunt, nu știu. Dar tu cine ești? Și tu? Și tu? Cine sunteți voi? Suntem nobilimea franceză. Nobilimea franceză? Ură din partea voastră, eu sunt Dulgher. Ia uitați-vă la palmele astea cum arată. Ce palme! Da, și artilerist, și pompier, și artificier, și boxer. Mă simt în formă. Vreau să petrec. Muzica! La dans, prieten! Contesa? Excelență, sunteți țarul Rusiei. Țarul? Ah, țarul, da, parcă am auzit cuvântul ăsta undeva, am sună cunoscut. Țarul. Domnilor și domnilor, uit. Fiecare zi uit, fiecare zi. Și până seara încerc să-mi aduc aminte, dar nu reușesc. Iar a doua zi mă trezesc în fața unei zile noi, fără trecut. Mă simt ca un nou născut. Țarul. Țarul țării mele e un țăran, Rusia e țara mea, nu? E beat. Rusia e mare, iar țarul e puternic și inteligent. Țarul îi place tare mult să trăiască. Țarul nu vrea să moară, țarul vrea să trăiască, să apuce sfârșitul timpului. Îi rămân destui ani ca să crape de râs, să bea până își pierde mințile. Cu timpul am să aranjez eu într-un fel. Trebuie să existe o șmecherie ca să-l împiedicăm să se oprească. Există, nu-i așa? Mi-am pierdut mințile? Nu înălțimea voastră. E beat, Criță. Găsiți-mi mințile, prieteni. Hai, căutați, căutați. De ce vă uitați așa la mine? Vă rog să căutați. Hai să scotociți peste tot, vă rog. Sire, mintea nu se vede. Nu e un obiect material, înălțimea voastră. Voi vreți să mă păcăliți? Cum, dacă mintea nu s-ar vedea, atunci nu i-am putea deosebi pe cei cu minte de cei fără minte. Capul pare să fie la locul lui, nu? Și mintea trebuie să fie pe aici, pe undeva. Plouă din mintea mea ca dintr-un nor cenușiu și pufos. Norul e sus pe cer, capul pe umeri. Umerii se sprijină pe un trup robust, trupul pe niște ciolane zdravene. Ați auzit de autoanatomie? N-am auzit, sire. N-ați auzit? Mm. Vai,
puneți-vă cu burta pe carte, dragii mei. Unde rămăsesem? La picioare. A, da, ciolanele, da, picioarele. Cu ciolanele se termină anatomia, nu însă și autoanatomia. Pământul pe care stau e prelungirea mea, e al meu. Suntem în Franța. Deșteptule, știu că sunt în Franța. Încearcă să vezi mai departe de lungul nasului tău franțuzesc. Eu sunt creația lui Dumnezeu, fiul lui iubit pe care l-a așezat pe pământul lui, deci pământul e al meu. Totuși, înălțimea voastră, vă atrag atenția că ne aflăm în Franța. Ești tu sigur că Dumnezeu te iubește pe tine un francez mai mult decât pe mine un rus? Ești convins că Dumnezeu s-a chinuit să facă pământul ăsta frumos și bun pentru o stârpitură ca tine? Înălțimea voastră! Înălțimea voastră! Nu, tu ești frumoasă. Ce vrei să mă călărești? Înălțimea voastră are un simț al umorului foarte special. Aici, în Franța, obișnuim să ne exprimăm eufemistic. Știți, asta cere un antrenament special, o pregătire îndelungată. N-aveți idee cât de importantă este forma în care te exprimi. Dacă te pricepi să folosești cuvintele, îți poți transmite intențiile cu precizia celor mai subtile nuanțe, fără să lași pe ceilalți să bănuiască ce gândești cu adevărat. La ce bun, prietene? La ce bun? E un joc, înălțimea voastră. Vă jucați cu vorbele. Ne jucăm, sire. E un joc fascinant. Aici se ascunde întreaga noastră cultură. De ce vă jucați? Pentru că ne plictisim. Vă plictisiți? De ce nu puneți mâna pe rindea, pe ciocan sau pe sabie? E obositor. E degradant. Există în Franța destui care o pot face în locul nostru mult mai bine decât noi. Pe ăștia vreau eu să-i cunosc. Dar miros urât, sire. M-am obișnuit, iubit. O să spune că și eu put. E adevărat? Nu e adevărat. Mirosiți frumos, sire. A vodka? Vodka nu miroase. Nici măcar atâta lucru nu știi despre Rusia? Măscăriciul. Majestate, vă prezint pe țarul Rusiei. Azi nu acord audiențe și nu vând indulgențe. E bine, da? Ridicați-vă! Te văd ca plutice să plec. Am fost la bordel. Grozav! Și cum sunt fetițele, frumoase? Frumoase, dar eu le prefer pe rusoaice noastre. Lasă rusoaicele, Nichita, acum suntem în străinătate. Da? Da, trebuie să descoperim ce are Franța mai bun, puțină schimbare nu strică. Ai înțeles? Ia spune. Ce-a făcut la bordel prințul papă? Nimic, Peter. Franțuzoaicele astea sunt lipsite de respect și de educație. Și-au bătut joc de mine. Au îndrăznit? Da, Peter. E trist. Femeile sunt rele. Mi-au zis că sunt pocit. Auziți, nobil francez, da, ce spun curvele voastre. Prințul papă și țar al Rusiei e pocit. Voi ce credeți? Și cocoșat. Vai de mine. E adevărat? Hai spuneți, nu vă temeți de adevăr. Da. Spuneți. Eu sunt cocoșat, așa este? E frumos, fire. Cât de frumos. Ca un soare. Ca un soare? Da. Mințiți! Nichita e o pocitanie. Tu ești un porc bet. Iată, un om curajos. Am să-l informez pe rege că e înconjurat de nobili lași și mincinoși. Degradant! Numai curvele spun adevărul. Pe ele ar trebui să se bazeze regele Franței. Am să-l duc la curve. Regele e un copil înălțimea voastră. Cu atât mai bine. Mă voi ocupa personal de educația lui. Sire? Da? Sire. Sire. Pe cine căutați? Pe țarul Rusiei, înălțimea voastră. Iată-l pe țar, el e țarul. Bine, dar mi s-a spus că țarul Rusiei e înalt, foarte înalt. Mi s-a spus că îl voi recunoaște imediat, e cel mai înalt bărbat. Mi-a intrat la apă. Sire, te ascult. Sire, am fost însărcinat de ducele Danton, superintendent al edificiilor regale. Da, vorbește mai clar. Ce ai de comunicat țarului? Ducele Dantan, superintendentul edificiilor regale, m-a însărcinat să întreb pe înălțimea voastră dacă în apartamentele care au fost rezervate la Louvre pentru înălțimea voastră doriți perdele roz sau perdele mov. Anunță-l, te rog, pe excelența sa, domnul duce Dantin, că țarul Rusiei a hotărât să doarmă la hotel. La hotel? Nu se poate. Exact, ba se poate. Exagerat. Regele nu vă poate vizita la hotel. Am vorbit limpede. La hotel. La hotel, bine, da. Înălțimea voastră, dar asta ne dă tot programul peste cap.
programul vizitei majestății voastre s-a tipărit. Locurile pe care urmează să le vizitați, dinerurile, recepții. O să ratăm întâlnirile. Nu vom mai avea timp să ne aranjăm, să ne fardăm, să ne coafăm. Nici toaletele noastre nu vor fi gata la timp. Totul va fi dat peste cap. Țile, avem și noi viața noastră mondenă. Altfel de plictisim. Săraci. Ei bine, nu mai e niciun risc. Cu mine nu vă plictisiți. Jean? Vă rog. Du-te și anunță-l pe duce că țarul Rusiei va locui la hotel. Am înțeles, înălțimea voastră. Permiteți-mi să mă retrag. Du-te. În cazul acesta, sire... Mergeți, nu vă formalizați. Puteți pleca, hai. Sire... Hai, ștergeți-o! Ia, hai! Nikita a exagerat. Cu ce am exagerat, Petru? Suntem totuși la curtea regelui Franței. Și ce-i cu asta? Regele Franței nu-i decât un copil, curtenii lui. Așa e. Niște măscări. Așa e, Nikita, iubitule, așa e, dar vezi, mai există pe lumea asta și rațiuni de stat. Ne trebuie o alianță puternică împotriva Suediei și vrem să-i atragem pe francezi care deocamdată sunt în relații suspect de bune cu englezii. Iar măgarii ăștia de englezi au făcut un singur lucru inteligent. Mi-a oferit titlul de doctor honoris causa al Universității Oxford. Da. Și pe urmă, mai sunt și austriecii. Mi-e teamă că nu o să reușim niciodată să ne înțelegem cu ei. Politica, Nikita, politica! Politica! Politica o facem noi la Sankt Petersburg, după cum avem chef. Ce știi tu despre politică? La fel de multe ca și tine, Petru. Ce vorbești? Cum adică la fel de multe ca și mine? Petrușca, am fost la toate întâlnirile cu diplomații, la toate dinerurile, la toate recepțiile. Tu m-ai așezat pe tron. Ba chiar am și semnat în locul tău. I-am ascultat cu atenție pe miniștri și pe ambasadori. Petrușca, politica e un joc. Un joc? Ei, nu mai spune, dar ce fel de joc? Ca țintarul. Mai ții minte când am învățat să joci țintar? Aveai vreo 10 ani. Țarina Natasha mi-a făcut cinstea să mă încredințeze educația ta. M-am simțit flatat. Eu, un bețiv notoriu, profesorul țarului. Când am primit vestea, m-am îmbătat așa de tare că o zi întreagă n-am mai putut să mă ridic de jos. Pe urmă, când te-am văzut prima dată, nu prea știam ce să fac cu tine. Erai un băiat anormal de înalt și de nervos. Erai prea agitat, prea anxios. Toată ziua îți scârpinai ceafa, îți rodeai unghiile. Am vrut să-ți găsesc o ocupație, Petrușca. Să faci și tu ceva cu mâinile astea mari. Ei, și te-am învățat țintar. E bun țintarul, dar e cam simplu. Simplu. Într-o bună zi, Petrușca, Rușii ar trebui să se apuce să învețe șah. Cred că jocul ăsta i-ar calma și i-ar ajuta să suporte mai ușor trecerea timpului. Petrușca, ce lung e timpul pe la noi. Să-i învățăm șah? O să-i învățăm noi șah. E vreme și pentru asta. Deocamdată ne jucăm cu politica. Nikita, dacă politica e un joc ca țintarul, atunci orice mujic poate face politică, așa e? Totul e să ajungă la masa de joc, mujicul. Atunci și tu. Și tu ai putea face politică. Eu mă aflu deja la masa de joc. Cum așa? Petrușca, tu m-ai așezat. Am vrut să mă amuz. Nikita, dacă n-aș râde, precis l-aș crăpa. Și eu m-am amuzat grozav. Îți faci joc de mine? Cum să te amuzi tu? Ai nebunit? Tu ești creația mea, Nikita. Dacă eu n-aș râde de tine, tu n-ai exista. Tu n-ai nicio putere, Nikita. Hai, recunoaște că n-ai nici o putere. Sigur că n-ai nicio putere, dar te amuzi. E viața așa de nostimă pentru tine să te amuzi tot timpul? Îi spune, de ce te amuzi, prințe papă? Mă distrează să-mi bat joc de preoți. Și pe mine mă distrează. Îi urăsc pe preoți. Și eu îi urăsc. Dar mi-e tare frică de Dumnezeu, Nikita. Ție ți-e frică de Dumnezeu? Nu mi-e frică, Petrușca. De ce nu ți-e frică?
pur și simplu, nu mi-e frică, nu mi-e frică. De ce? Spune-mi, Nikita, de ce? Pentru că Dumnezeu nu există. Dumnezeu nu există. Îți dai seama ce ai spus, Nikita? Nikita, îți dai seama, eu am să te omor pe tine. N-ai să o faci, n-ai să o faci, Petrușca. Eu sunt profesorul tău, singurul tău profesor. Eu te-am învățat tot ce știi. Eu, Nikita. Nu bandiții ăștia de europeni. Nikita, minți. Minți, Nikita. Am să te omor. Nikita, eu am să te omor pe tine. Blestemat oraș, Parișul ăsta, Dimitri Alexeiș. I-am rupt cizmele tot căutându-l pe nenorocitul al tău de la Mac. De la Moncă. De la Moncă. Ivan Semionici nu e un nenorocit, ci unul dintre cei mai importanți intelectuali francezi în viață. Un cinic. Iar orașul se cheamă Paris, de câte ori vei să-ți repet, Paris. Ascultă-mă, Dimitri Alexeiș, cu toată pronunția ta franțuzească, ne-am rătăcit în satul ăsta uriaș de nu-ți mai găsește nici fantoma lui Ivan cel Groaznic. Ce să le fac eu francezilor dacă nu scrie nicăieri numele străzii? Uite, uite planul Parisului Ivan Semionici. Totul e logic și rațional, dar să mă bate Dumnezeu dacă am habar unde ne aflăm. Dacă nu știi tu care vii în fiecare an la Paris, de unde vei să știu eu care m-am profilat pe Germania? De fapt, în ultimul an am făcut mai mult naveta între Sankt Petersburg și Moscova. Uite, privesc planul de la distanță și mi se pare superb. O operă de artă și ordine, dar dacă încerc să urmăresc liniile străzilor, nu mai înțeleg nimic. Și când mă gândesc că în Germania ta scrie la fiecare colț de stradă ce și cum... A, Germania e ușor de transformat în gubernie. Ei. Dar ceva mai greu de cucerit. Cu Franța lucrurile stau pe dos. E parcă ziceai că n-are rost să cucerim. Doamne ferește, Doamne ferește să o cucerim. Ar trebui să-mi cumpăr în fiecare zi câte o pereche de cizme. Ascultă, Dimitri Alexeiș, ce-i cu criminalul ăla cinic pe care îl tot căutăm? Nu-i criminal Ivan Semionici, e filozof. Cum adică filozof? Ei, un om înțelept. Ce eu fi trebuie în țarului? E Rusia plină de oameni înțelepți. Ți-a spus și eu, țarul s-a scrântit săracul de el. Fii atent, ai grijă ce spui, nu se știe niciodată. Cred că e un mister la mijloc. Ascultă, Dimitri Alexeiș, eu zic să lăsăm baltă misterile și pe cine și ăștia. Hai să intrăm într-o cărciumă. Ivan Semionici Șaleapăn, mă obligi să raportez superiorilor? Sai, gata, am tăcut, n-am zis niciun singur cuvânt. Mergem unde vrei tu, numai să ajungem undeva. Eu zic să o luăm pe aici. Ivan Semionovici Șaleapăn și Dimitri Alexeevici Smirnov. Spioni. I-am mirosit de la început. Au împânzit Parisul. 79 de ruși au venit aici împreună cu Petru și toți sunt spioni. Au început să răscolească orașul stradă cu stradă, casă cu casă. Parcă ar căuta o comoară. Au venit să ne spioneze și uite că s-au rătăcit. Stăteau în mână cu planul rațional și absolut al Parisului, ediția 1716, revăzută de Consiliul Municipal și aprobată de Comitetul Național pentru Gândire Vizuală. Stăteau cu planul Parisului în față și habar n-aveau pe unde să o ia. Nu
vinul sau brânza sau parfumurile sunt salvarea Franței, ci rațiunea. Franța va domina lumea numai și numai prin raționalism și nimeni nu va mai înțelege nimic. Domnilor, dar tocmai aceasta este problema, stimați colegi academicieni. Cum putem stabili fără dubii dacă un lucru este adevărat sau fals? Dacă e adevărat, înseamnă că e adevărat. Dacă e fals, înseamnă că e fals. În felul acesta ajungem exact de unde am plecat. E un cerc vicios. Îți repet, Bazil, îți repet pentru a mia oară. Dacă e clar și evident, atunci e adevărat. Vincent, pentru mine nimic nu e nici clar și nici evident. Nimic? Pentru că ai avut meningită în copilărie. Dar nu despre bolile mele e vorba, dragul meu, ci despre adevăr. Eu vă întreb ce înseamnă clar și evident. Asta nu se poate exprima în cuvinte. E clar ce e evident și e evident ce e clar. Vezi, Bazil, vezi cum ne încurcăm în cuvinte. Observă, te rog, că pentru a spune clar și evident, tu trebuie să posezi deja anumite cunoștințe despre tine însuți. Și pentru a le căpăta, ești obligat să apelezi la psihologie. Pe de altă parte, psihologia fiind o știință, iar toate științele descrind aceeași lume rațională, cognoscibilă în esența ei numai pe cale filosofică, rezultă că psihologia trebuie cu necesitate să se întemeieze pe filosofie. Vedeți, aici se află întreaga dificultate. Eu vă întreb, ce așezăm înainte, filosofia sau psihologia? Teologia. Taci din gură, Gregoare. Te-ai ramolit, băiete. Păi ăsta-i tocmai cercul vicios despre care vorbeam adineauri. Stai, Gustav, stai. Să nu complicăm inutil lucrurile. Există, totuși, certitudini matematice elementare. Înmulțimea voastră. Ridicați-vă, vă rog. Ușa era deschisă și mi-am permis să intru. Iertați-mă dacă v-am deranjat. Nu ne deranjați deloc. Discuțiile noastre n-au dus, nu duc și nu vor duce niciodată nicăieri. Știți, am intrat din curiozitate. De mult vreau să vă fac o vizită. Simțeam nevoia să văd cu ochii mei în ce stadiu a ajuns știința. Se spune că sunteți un suveran luminat, că vă pricepeți la știință. Mă tratați. Deci priceput nu mă prea pricep, dar e adevărat că știința mă atrage. Curiozitatea, dragii mei. E și asta o meserie, la fel ca trasul cu urechea, la fel ca bătutul cuielor. Câte meserii interesante și frumoase sunt pe lume. Să tot trăiești și să apuci să le practici pe toate. Știați că am 14 meserii? 14? Cum ați reușit să învățați atât de mult? Eu mă chinui cu calculul diferențial încă de la inventarea lui. Pasiunea, stimați academicieni. Numai pasiunea. Vouă vă place ce faceți? Nu o facem pentru noi, înălțimea voastră. O facem pentru Franța. Și vă place Franța? Da, sie, ne place. Ați călătorit prin străinătate, așa? Nu, dar n-aveam nevoie. I-am adus pe toți intelectualii importanți în Franța. La Paris e mare aglomerație. Dacă nu cunoașteți lumea, cum puteți spune că vă place Franța? Sire, noi suntem ocupați cu munca noastră. Nu avem timp să umblăm prin lume. Dar există călători de meserie care își notează cu precizie impresiile. De altfel, la noi se editează un număr impresionant de atlase și cărți de călătorie. Așa deci. Sigur. Da, ideea asta îmi place, am să-mi notez. Străinătate, călător de meserie, acasă atlase. Impresii. Am venit la dumneavoastră să învăț câte ceva. Niciodată nu ești prea bătrân ca să înveți. Cred că sunteți de acord, nu? Ați spus un lucru înțelept, sire. Vă rog să nu vă închisiți de prezența mea. Vedeți-vă de treabă, continuați să discutați. Era foarte interesant, nu? Eu am să mă plimb pe aici, dacă îmi permiteți să mă uit la aparatele acestea. Oh, desigur, înălțimea voastră. Simțiți-vă ca acasă. Deci, domnilor, reiau și vă întreb.
Ce așezăm înainte, filosofia sau psihologia? Iar eu îți spun că numai matematica ne poate garanta certitudinea evidenței. Ce e asta? Un barometru înălțimea voastră. Barometru? Dar la ce folosești? Măsoară presiunea înălțimea voastră. Presiunea? Presiunea? Și asta? Un termometru pentru temperatură. Temperatură, îl spui. Dar ăsta? Un anemometru. Cum ai spus? Anemometru, sire. Anemometru? Da. Ce nume frumos. Măsoară viteza vântului, sire. Vântul? Da. Așa, deci. Prieten, totul se măsoară pe lumea asta? Totul, luminăția voastră. E chiar totul? Dar sufletul omului, puteți să-l măsurați în vreun fel? Putem, sire. Ei, nu mai spuneți. Acum? Simplu, așezăm un muribund pe cântar și exact în clipa morții, trupul lui se ușurează. Extraordinar. Da, numai că vedeți dumneavoastră, greutatea sufletului este extrem de mică. Pentru a face o comunicare științifică riguroasă, ne trebuie un cântar mai fin, cu cel pe care îl avem deocamdată. Rezultatul e incert. Aveți nevoie de bani. Așa da. E, da. Am să vorbesc eu cu regele Franței să vă dea bani. Până și voi aveți nevoie de bani. Dar asta? Ce e asta? O lunetă, înălțimea voastră. Lunetă. Apropie infinitul. Prin lunetă privim cerul înstelat, luna, soarele. Cu luneta asta am descoperit petele din soare. Soarele e pătat? Dar sunteți siguri? Există pete pe soare, sire. Le-am văzut cu ochii mei. Vreți să vă uitați? Nu, nu, lasă-mă. Sire, nu vă e bine. Să chem un medic. Nu-i nevoie. Mă simt mai bine. Cred că mi-a făcut rău vodka. Beau prea mult. Cu hârtiile astea ce Dumnezeu mai e? E dicționarul. Dicționarul? Dicționarul, sire. Lucrarea noastră de căpătâi. Chintesența științei universale. De ce e aia dicționar? Trecem în cartea asta toate cuvintele și le explicăm în detaliu. Toate cuvintele? Absolut toate cuvintele. Și cum le explicați? Prin cuvinte. Alte cuvinte. Și astea tot în dicționar se găsesc. Da, v-am spus, sire. În dicționar sunt absolut toate cuvintele. Stai puțin, că eu amețesc. Adică altele sunt de fapt aceleași, nu? Așa e înălțimea voastră. Atunci cuvintele nu sunt bune de nimic, prieten. N-avem nevoie de cuvinte. Nu, tot aici în dicționar sunt trecute și personalitățile ilustre din toate domeniile. Politică, știință, artă, literatură, filosofie... Vă interesează oamenii celebri, nu? Exact, sire. Și înălțimea voastră e trecută în dicționar. Vi s-a rezervat o pagină întreagă. Mă bucur. Ce scrie despre mine? Sunt consemnate succesele militare, reformele economice, construcția Petersburgului. Numai lucruri bune, sire. Scrie că sunteți un monarh modern, iubitor al științelor și al artelor. Lasă, cunosc toate astea. Dar spuneți-mi, despre Pierre de la Monque, ce scrie? Ce scrie despre el? Nimic. Nimic? Da. Nimic. Am considerat de comun acord cu colegii mei că Pierre de la Manque nu este o personalitate importantă. Nu e? Nu e, sire. Pierre de la Manque e un cinic. Doarme pe sub podurile Senei, scotocește prin gunoaie după o chiflă sau după un ciolan cu resturi de zgâ. E jegos. Umblă îmbrăcat ca vai de lup. Și când se întâmplă să publice vreo carte, nici nu se gândește să o trimită criticilor literari sau să dea autografe. Pică pe nepusă masă pe capul editorilor, le trântește în brațe manuscrisele lui soioase și când e vorba să fie lansată cartea, dispare. Din cauza asta nu-l bagă nimeni în seamă. Și la urma urmei, cinismul e un curent filosofic mort de 2000 de ani. Era de la început ceva putre cu cinicii ăștia. Prea se mândreau cu propria lor mizerie. Căzuseră în exhibiționism. Știți, sire, Antistene, un grec care a trăit cu 4 secole înainte de Hristos, umbla mereu cu o manta găurită numai ca să atragă atenția. Socrate i-a dat o replică usturătoare. Într-o bună zi i-a zis lui Antistene: văd prin gaura mantalei tale toată vanitatea ta. S-a terminat cu cinicii. Pierre de la Manque e un tip anacronic. Ciudat. Leibniz mi-a spus că e cel mai original filosof contemporan. Dacă vă luați după Leibniz... Leibniz a fost consilierul meu intim. Anul trecut s-a curățat, Dumnezeu să-l ierte. Nu trebuie să le dați credit nemților. Nu se pricep la filosofie. Deci spuneți că nu merită să stai de vorbă cu Pierre de la Manque? În niciun caz. Ciudat. Foarte ciudat. Ducele Dantin, superintendentul. Dragi prieteni, sire,
Prieten, trebuie să eliberați sala de ședințe a Academiei pentru delegația rusă. Nu se poate. Rechiziționez sala. Vă bateți joc de noi? E în joc onoarea Franței. Cred că nu vă dați seama ce ne cereți. Dacă mă luați așa, am și alte metode. Pot aranja să vi se taie toate subvențiile pe 1718. Asta se numește șantaj. Spuneți-i cum vreți. Ce ticălos împuțit. Haideți! Haideți și așa nu faceți nimic toată ziua. Imbecil. Trăiți pe banii statului și vă certați de dimineață până seara pe niște cuvinte amărâte. Gata! N-are rost să o lungim. Vă mutați imediat cu toate catrafusele în sala Academiei de Epigrafie. Aveți acolo destul loc să vă certați. La treabă, domnilor academicieni, la treabă! Până și soarele are pete. Doamne, e prea mult spațiu. E prea gol spațiul. Sire? Sire, unde sunteți, sire? De ce stați pentru întuneric? Domnule intendent, îmi place întunericul. Înălțimea voastră este invitată la petrecere. Toată curtea regală s-a adunat. Regentul urmează să sosească dintr-o clipă în alta. Haideți la petrecere. De 50 de ani tot petrec, Olivier. Am obosit. Trebuie să veniți. Pentru Franța. Pentru Rusia. Pentru... pentru Rusia. Patria înălțimii voastre. Olivier, de dragul Rusia, am acceptat să devin bufon. Dar nu cred că mai pot face mare lucru pentru ea. Olivier, am îmbătrânit. Ei, sunteți cel mai activ în întreaga delegație rusă. Încerc să-mi fac meseria, iar meseria asta mă obosește îngrozitor. Spune-mi, Olivier, tu mai găsești timp și energie să faci altceva decât meseria ta de intendent? Da, sire. Da, în timpul liber mă ocup cu studiul matematicilor abstracte. Matematica, vai ce slab eram la matematică. Noroc că la noi în Rusia, Olivier, n-ai nevoie să știi să numeri decât până la 10 milioane. Numărătoarea face parte din matematicile concrete. La numărătoare nu mă prea pricep. V-am spus, eu mai mult cu matematicile abstracte. Ce-s alea? Matematicile abstracte încearcă să răspundă la trei întrebări esențiale. 1. Din ce cauză numărăm? 2. De ce e posibil să numărăm? 3. În ce fel numărăm? Olivier, tu ai putea ajunge academician. Sire, la noi în țară sunt foarte mulți matematicieni și în academie se pătrunde greu, trebuie să moară un academician. Încearcă să otrăvești unul. Olivier, cred că nici eu nu mai am mult de trei. Dacă aș fi academician, ți-aș lăsa locul meu. Nu mai spuneți prostii, înălțimea voastră. Haideți, haideți mai bine la petrecere. No. Regentul trebuie să fie sosit deja. Avem șampanie, stridii, o să vă placă. Haideți, haideți, haideți. Avem și fazani, cofetare au pregătit. Un tort uriaș, un tort de ciocolată. Nu suport dulciurile. Ce mizerie! Unde ești? Unde ești? Dimitri Alexeici! Aici! Aici! Am căzut într-o groapă! Unde? Într-o groapă! Oleu, hai, dă mâna! Hai sus, hai că ar fi! La Amsterdam, asemenea grup, olandezii l-ar spânzura pe primară în fața primăriei, chiar în piață! Hai să mergem, Dimitri Alexeici, și nu-mi plac deloc străzile astea. Stai, unde-i planul?
Unde-i planul? Am pierdut planul. Am pierdut planul. Plan. Dă-l dracului. Hai să o ștergem mai repede de aici. Hai. Te-ai convins? Te-ai convins că nu-i niciun cinic în Paris? Mai știu ce să zic, Ivan Semionici. Hai să ne așezăm aici jos. Văd că mai ai. Ia. Goală. S-a terminat și vodka. Ah, Dumnezeule, Dumnezeule. Stai, se zice că rusul se descurcă în orice împrejurare, oricât ar fi de imposibilă. Se zice că acolo unde 10 nemți dau greș, reușește un singur rus, iar noi suntem doi. Da? Nu te mai lua după proverbe, Dimitri Alexeici. Proverbele au zăpăcit poporul rus. Ai, nu fi trist. Domn fi trist, există pe lume și nenorociri mai mari decât aceea de a pierde un cinic. Hai, dar parcă l-ar fi înghițit pământul. Acum și ce vrei, dar nu vrei să fabricăm aici pe loc un cinic? Ce-mi văd ochii? Scumpe prietene, ce? O cârciumă. Aveai dreptate când ziceai că rusul se descurcă. Hai, sus! Sus! Tot bătrâna noastră înțelepciune populară, Ferraria să fie! Hai la cârțumă, Dimitri Alexeici, că pe urmă găsim noi drumul. Îți garantez. Hai! Intră! Intră, te rog. Simte-te ca la tine acasă. Să știi că mă simt ca la mine acasă. Am mai fost în camera asta de hotel de cel puțin 100 de ori. Dar au schimbat perdelele. Au pus perdele mov. Pot să jur că săptămâna trecută erau perdele roz. Și tu cum preferi, roz sau mov? E indiferent, mai să nu fie negre. Nu-ți place negrul? Nu, mă deprimă. Ți-a stat bine îmbrăcat în negru? Îmi stă bine oricum. Ah, camerista a șters praf, mare minune. Îți place curățenia? Eu sunt o femeie curată, ce-ți închipui? Apropie-te, vreau să te văd mai bine. Ești frumoasă. Mi s-a mai spus. Când nu mă iau la bătaie, toți îmi zic că sunt a dracului de frumoasă. Ia ascultă, tu ești violent? Nu cumva ești sadomasochist? Nu, prințesa mea, nu. Eu am un suflet bun. Mă rog, fiecare și închipuie despre sine că are un suflet. Cum te cheamă? Coco. Coco? Ăsta e nume de papagal. Să nu-mi zici că te-au botezat Coco. Bineînțeles că nu. Așa mi-a spus măgarul ăla de conte. Cum te cheamă de fapt? Ce-ți pasă? Dacă nu vrei să-mi spui, nu-mi spune. Mă cheamă Elizabeth. Elizabeth Delmont. Da, ești frumoasă, Elizabeth. Hai mai bine să trecem la treabă. Sunt destui clienți care mă așteaptă și dacă o lungesc așa cu fiecare, ajung la sapă de lemn. Noaptea asta eu sunt singurul tău client, prințeso. Ai tu atâția bani cât să mă ții o noapte întreagă? Ia să ne ești bogat. Destul de bogat. Ești străin, nu-i așa? Sunt rus. Da? Promite-mi că n-ai să te îmbeți. Te rog frumos, promite-mi. Îți promit. N-am să pun niciun strop de alcool în gură. E drăguț din partea ta. Știu că pentru voi rușii e tare greu să vă abțineți de la băutură. Beți în neștire și pe urmă spargeți tot ce vă pică în mână și vă luați la bătaie până vă umpleți de sânge. Îți dau cuvântul de onoare. Ești nobil? Sunt Petru I, țarul Rusiei. Petru? Doamne, Petru? Vai de mine, Petru, dacă ai ști de când vreau să te cunosc. Vai de mine, câte nu se spun despre tine, Petru. Mi-a povestit și Fanny. O știi pe Fanny, aia cu care ai fost alaltă ieri. Aia, blondă? Nu, e brunetă. Nu mai țin minte. Vai, Petru, Fanny mi-a spus că ești cel mai grozav bărbat pe care l-a cunoscut vreodată. Și Fanny are mai multă experiență decât mine. O fi fost impresionată pentru că sunt țar. Nu Vai, să știi că n-am mai văzut-o pe Fanny atât de entuziasmată niciodată. Niciun alt bărbat nu i-a făcut o impresie așa de puternică ca tine. Vai, dacă ai ști cât de mult mi-am dorit să te întâlnesc. Noaptea trecută te-am visat și acum două nopți. Deși nu te văzusem niciodată, dar în realitate să știi că ești mult mai frumos decât în vis. Vai, Petru! Prințesa! Ah, Petru, nu mai stau să te privesc. Ești așa de puternic, așa de... La ordinele tale, prințesă? La ordinele mele? Da.
Da, eu sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorință. Atunci, cucerește Franța! De ce să cuceresc Franța? Pentru că așa ți-or don eu. Îți trădesc țara. Vai, ce cuvinte mari folosești! Vai, băiat mic și prost, eu nu trădesc nimic. Încerc doar să nu mă trădesc pe mine. Hai, dragule, eu un flac, iar tu ești curajos, ești curajos! Nu, sunt laș, Elisabeth. Petru, ești rău cu mine, micul meu Petru. Am nevoie de tine. Cucerește Franța și fă din mine o femeie adevărată. Și eu am nevoie de tine. Vino cu mine în Rusia. Vai, dar Rusia e departe, Petru. Franța e mult mai aproape de Paris. Vino cu mine și te iau de nevastă. Fanny mi-a spus că tu ești căsătorit. Ce o să zică papa? Prințul papa. Prințul papa ne va binecuvânta. E 100% de partea mea, îți garantez. Bine, dar Rusia are deja o țarină, nu? A avut multe țarine. Pe Evdochia, prima mea soție, am trimis-o la mănăstire. Am s-o trimis și pe Ecaterina. Mănăstirea e un loc foarte sigur. Am impresia că țarinul le place. Vai, glumește. Nu te apropia de ea. Ce se întâmplă, Dumnezeule? Sunt în camera mea. În camera mea. Fac ce vreau în camera mea. Te apropia. Elisabeth, cine e nebunul ăsta? Un prieten. Să știi că a fost și cu Fanny, Pierre. Potolește-te, tu știi cine e omul ăsta? Omul ăsta este țarul Rusiei. Să fie sănătos. Țarul Rusiei, Pierre, e un bărbat foarte important. Pentru tine toți bărbații sunt importanți. Nu-mi spui că ești gelos. Coco, tu știi că de 4 ani îi urmăresc pe toți nefericiții care te agață și cu care te culci. N-am făcut niciodată scandal și nu țin minte să mă fi răzbunat. Pierre, tu ești un băiat bun, ești cel mai cu minte băiat. Dar omul ăsta nu îmi place. De ce ai acceptat să vii cu el? Ei, Pierre, și tu? Mă dezamăgești. Înainte parcă mai alegeai și tu. Cine ziceai că e? Regele Poloniei? Nu, Pierre, țarul Rusiei. Oh, Rusia e o țară bolnăvicios de mare. Coco, bolnavul tău plesnește de sănătate. Știi, întotdeauna am susținut că nimic nu e mai sănătos decât boala. Au microbii ăștia, au vitalitate, mai ales când vin de la răsărit. Dacă ne-am transformat cu toți în microbi, specia umană ar avea o șansă să supraviețuiască. Ar trebui să încetăm să ne mai spălăm și să devenim mult mai pragmatici. Da, bine, cu spălatul se rezolvă, dar știi, decât să-i cer unui francez să fie pragmatic, mai bine îl obligi să meargă în mâini și să mănânce cu picioarele. Omule, ce cauți aici? Dacă ai venit să infectezi, îți faci iluzii, probabil că nu cunoști istoria Franței. Pierre, calmează-te, lasă spada, te rog frumos. Ce mă asculți ai găsit și tu, Coco? Lasă-l, Pierre, te rog, pentru Doamna lui Dumnezeu. Nu-ți pune mintea cu țarul Rusiei, tu ești filosof. Filosof? Petru, îți prezint pe prietenul meu, Pierre de la Manc, filosof cinic. Coco, Pierre de la Manc? Dar ce-i cu tine, Petru? Tu ești țarul Rusiei, ingenier. Pierre de la Manc? Pentru tine am venit la Paris, Pierre de la Manc? Nu merita atâta oboseală. Dar am vrut să te cunosc, am vrut să stau de vorbă cu tine. Mi-am trimis spioni în tot Parisul să te caute. Te-ai trimis și la cimitir? Nu mi-a trecut pe minte acolo la... Săptămâna asta locuiesc la cimitirul Père Lachaise. Acolo, în cripta mea. Ți-am citit cărțile, Pierre. Să știi că te numeri printre extrem de puținii mei cititori. Ești un caz rarisim. Oricum nu merită. Le-am scris numai pentru că mă plictiseam îngrozitor. Trebuia să fac și altceva decât să-mi bat joc de academician, să-i urmăresc pe amanții lui Coco, să omor șobolanii pe cheiurile Senei și să mă joc cu craniile istorice din cimitir. De la craniile astea am învățat eu istoria Franței. Nu-ți închipui ce frumos știu să povestească. La voi în țară sunt multe cranii. Încearcă și tu să stai de vorbă cu ele. Am încercat. La noi le e frică să vorbească. Au căzut într-o muțenie care mă îngrijorează. Asta pentru că aristocrația voastră e prea tânără și insuficient de cultivată. Da, crezi? Nu au de prins încă arta conversației. Ce să-ți fac? Voi n-ați căpătat încă sentimentul istoriei. Mi-e teamă că trebuie să mai aștepți vreo 5 secole. 5 secole? N-am răbdare să aștept. Am venit la Paris să mă sfătuiesc cu tine. Ia loc, Pierre. Te rog, bei o vodka? Păi, Petru, dar mi-ai promis că nu pui un strop de alcool în gură. Ți-am promis, prințeso, însă nu mi-am închipuit că îl voi întâlni pe Pierre de la Manc în persoană. Te rog, hai. Numele tău e bărbat. Am nevoie de tine, Pierre. Țarul Rusiei are nevoie de filozoful Pierre de la Manc. Uite, să vorbim deschis.
Vreau să te previn de la început ca să nu îți faci iluzii. Aici, la Paris, mă bucur de o reputație proastă. Criticii literari nu prea mă bagă în seamă. Niște măgari. Ai dreptate, mi se reproșează că sunt demodat, că sunt lipsit de originalitate. Cinismul e o afacere fumată de 2000 de ani, e adevărat. Și ce vrei să fac? Nu-i vina mea că s-au gândit și alții, oricum nu mă interesează originalitatea. Numai idioții sunt originali. De fapt, nici cinismul nu e cine știe ce filozofie. Da, am devenit cinic pentru că știu că n-avem nicio șansă noi, francezii. Ne înghite pământul. În cauza extravaganțelor culinare ne-am stricat stomacul. Deși avem alimente cât să hrănim toată omenirea, pe zi ce trece murim de inaniție. Nu mai putem digera decât oasele străbunicilor de pe vremea lui Charlemagne. Cadavrele proaspete ne irită mucoasa intestinelor. Franța e... Pierre, stai. Când i-am anunțat pe ai mei că plecăm la Paris, și-au închipuit că în sfârșit am hotărât să trec și Franța în planurile noastre militare. Când am ajuns aici, nu le-a venit să creadă că nu-i pun să inspecteze fortificațiile, să calculeze efectivele garnizoanelor și să noteze tot ce văd. Își zic probabil că am înnebunit. Pierre, eu n-am venit să cuceresc Franța, crede-mă. De 20 de ani m-am convins că lumea poate fi cucerită. E destul de ușor. Cu treaba asta se vor ocupa generalii mei. Altceva mă interesează pe mine. Eu am venit aici ca să aflu de la tine cum îi pot schimba pe oameni. Să-i schimbi pe oameni? Da. Chiar vrei să-i schimbi pe oameni? Trebuie, Pierre, trebuie. Mai toarnă-mi un pahar. Pierre, și tu ai început cu vodka. Lasă să bea. Vodka limpezește mintea. Spune-mi tu cum se schimb. Îi lichidezi. Pierre. Dragă Petru, oamenii nu pot fi schimbați. Ești sigur? Mai mult ca sigur. Deci oamenii nu pot fi schimbați. Nu. E foarte trist ce-mi spui. Știi, rușii sunt niște sălbatici. Dacă aș reuși... N-ai cum. Dar francezii tăi zic că lumea poate fi schimbată. Sunt niște cretini. Uite ce au făcut din mine. M-au obligat să devin prietenul cadavrilor și al șobolanilor. Dar poate că totuși... Petru, ascultă-mă pe mine. Tu nu ai nevoie să schimbi oamenii. Te chinui degeaba. Tu vrei să cucerești lumea. Dacă nu poți schimba Rusia, atunci ce rost are să cuceresc lumea? Mai toarnă-mi un pahar. Gândește-te bine ce vrei să faci. Dacă ai schimbat pe ruși, atunci n-ai mai putea cuceri lumea. Singurul lucru care te interesează e ca rușii să te urmeze. Da, de la o vreme nu mă mai înțeleg cu ei. Pentru ruși sunt prea european, iar europenii mă găsesc prea rus. Ești rus. Da, nu mai știu ce sunt. Nu știu cine sunt, nu-mi cunosc nici măcar tatăl. Numele meu nu mai îmi spune nimic. Rusia e o abstracție. Petru, lasă-i pe alții să-și piardă vremea cu prostiile astea. Tu ești țar. De asta vreau să-i schimb pe ruși, altfel nu mi-ar păsa. Fii pragmatic, Petru. Tu n-ai nevoie să-i schimb pe ruși. Crede, mai comite o mare greșeală. Voi sunteți singurii de pe aici care mai aveți ceva energie. Voi și nemții. Dar nemții se duc dracului. S-au apucat să caute lucruri în sine și să facă muzică. În câteva secole vor fi pierduți. Vor ajunge mai rău chiar decât noi. Voi, rușii, sunteți... Voi sunteți viitorul sănătos al bolii noastre. Altfel, Europa... Uite-te cum arată Europa. Tu crezi că mie îmi place Europa? Nu, Pierre, eu am detestat întotdeauna Occidentul. Dar mi-a fost teamă că e necesar. La fel de necesar ca ploaia care cade peste cimitir. Hai, Petru, fii rus până la capăt. Crezi că e bine? Nu mai pot fi rus. Simt că mă dizolv într-un spațiu diform. Fiecare zi mi-arde mărântaiele și mă topește. Trebuie să fac ceva. Pierre, ajută-mă. Te rog, numai tu poți. Numai tu. Cum să te ajut, prietene? Vino cu mine în Rusia. Fii consilierul meu intim. Am să te plătesc împărătește. Dacă vrei, am să-ți construiesc un palat la Sankt Petersburg. Un palat cum nu s-a mai văzut. Am să-ți dau moșii întinse. Uite, ai să poți călători de la Riga până în Persia, străbătând numai moșiile tale. Ai să ajungi și la Polul Nord. Acolo e curat, e pustiu, e alb. E prea frig. Am să-ți încălzesc Polul Nord. nu mă uit la bani. Oameni, avem destui. Îți pun la dispoziție 100 de servitori. Nu, 1000, 10.000! Petru. Am să-ți construiesc chiar eu o bibliotecă, Petru, în care să încapă toate bibliotecile din lume. Sunt templar. Îți vei putea comanda ce cărți vrei. E un fleac. Vei avea liniște. N-ai idee ce liniște se poate face în Rusia.
Am să dau ordin să împrăștie paie pe stradă, iar surugii să-și încalțe cai cu papuci de pâsla. Medicii mei se vor ocupa de tine. Îți vor interzice să te îmbolnăvești. Vor exila moartea din palatul tău. A Pierre, îți dai seama, la Petersburg îți vei scrie sistemul filozofic. Da, eu nu am niciun sistem. Nu există sisteme, prietene. O poți lua cu tine și pe Elizabeth. Tu vei fi prinț, iar ea prințesă. Spune-mi, ce zici? Ia, iubitule, m-am săturat de Paris. Ascultă, ai să poți să-ți bați joc de cine vrei. Ha? Voi inventa special pentru tine o academie mai mare decât cea franceză. Hai să plecăm. Ce zici? Hai să plecăm de aici, iubitule. Vreau să ies din cloaca asta. Nu-i mai suport pe conți. Coco, și în Rusia sunt conți. Poate, dar poate că sunt mai simpatici. Oricum, eu tot nu înțeleg limba lor. Se vor chinui să vorbească franțuzește cu tine. Dar eu voi fi prințesă. Pierre, curvă. Pierre, vei face tot ce vei vrea. Ha? Ai să torturezi pe cine vei avea chef. Să vezi ce plăcut e să smulgi unghiile unei femei gravide sau să tai limba ereticilor. Cum te indispune muta cuiva? Hârști! Rusia! Rusia e mare! Rusia e infinită! Vei avea puteri nelimitate. Vom deveni alți oameni. Hai în Rusia, iubitule! Nu! De ce, prietene? De ce, iubitule? Îmi place Parisul. Bine, dar e ridicol, e... E ridicol, da, e ridicol. Am să-ți construiesc un Paris lângă Sankt Petersburg. Va fi prea sănătos. Am să-l îmbolnăvesc. Bolile voastre sunt iremediabil sănătoase. Nu, nu, Petru, nu, nu, nu. Lasă-mă să contemplu sfârșitul Franței. Așa de frumos. Pierre, e un miracol că putem evada, te rog. Te rog, Pierre, te rog. Calmează-te, Coco. Domnule Pierre de la Monk, mă refuzi? Ivan? Ivan, Dimitri! Înălțimea voastră. Arestați-l pe domnul Pierre de la Monk. Petru! Petru, Dumnezeule, pentru ce? Rațiuni de stat, prințesă. E... Luați-l de aici. Executarea. Petru, e o neînțelegere. Eu trebuie să mă întorc... La cimitir. Hai să te întorci, n-avea grijă. Deocamdată ești prizonierul țarului Rusiei. Hai, luați-o odată. Petru, te rog să fii blând cu el. E așa de naiv și de copilăros. Cu el am să fiu blând, dar cu tine, prințesa. Petru! Prințesa mea. Petru, iubitule, așa te vreau. Oh, nu te-am angajat pe post de deșteptător, măscăriciule. Păcat că ai pierdut petrecerea de ieri, iar am făcut o lată. Bună dimineața, frumoasă. Ai dormit bine? Petru. S-a făcut târziu, Coco. Petru. Țarul Rusiei e ocupat, scumpo. Azi trebuie să vizitez observatorul astronomic, manufacturile Gobelin, atelierele sticlarilor, atelierele templarilor, așa e, o brutărie. Oh, dacă mai rămâne timp, vreau să am o discuție cu specialiștii francezi în metalurgie. Rusia are nevoie de tunuri.
Rusia ar avea nevoie de multe, dar nu uita să-ți cumperi o perucă pe aia pe care ai tăiat-o cu foarte celealaltă. Nu mai poate purta nimic. Ar trebui să stau puțin de vorbă și cu soldații din gardă, nu crezi, Nikita? Un țar care nu știe exact ce e în capul soldaților e un paralitic. Așa e, Petrușca, băiatule. Dar gândește-te, te rog, să treci într-o bună zi și pe la rege. Puștiu vrea să te vadă, ține tare mult la tine. Să știi că l-ai impresionat. Wow, sunt irezistibil. Așa e, Petru. Hai, îmbracă-te, copil. Vino la mine. Hai, nu-i vreme de pierdut. Petru, m-am hotărât să știi că până la urmă am să vin cu tine în Rusia. Tu în Rusia? Ești exact ce ne lipsește la Sankt Petersburg. Urâtule, nu cu tine vorbeam. Păpușă, tu crezi că noi n-avem curvele noastre? Îți închipui că suntem chiar așa înapoiați? Monstrule! Coco, Ecaterina e îngrozitor de geloasă. Dar de ce ai trimis la mănăstire? Deocamdată în Rusia mănăstirile sunt arhipline. N-ai loc să arunci un ac. Crede-mă, așteaptă să se mai golească. Așa deci! Te-ai bătut joc de mine, escrocule. Dar ce-ți închipui ei frumoasă? Petru. A, da, uitasem, da, banii, da. Hai, șterge-o. Doi scuzi? O avere. Petru! Ah, nu cred că treaba asta face mai mult de doi scuzi. Petru, ești un bandit. Ascultă, spune-mi ce ai făcut cu Pierre. Cu Pierre? Domnul Pierre de la Monk a fost eliberat. Și s-a întors la cimitir. Bine. La revedere. Ticălosule, lasă-mă să te mai sărut o dată. Femeile, Nikita, femeile. Franțuzoaicele sunt exact ca rusoaicele, iar străinătatea nu-i decât un fel de rusie deghizată. Nu, n-are rost să mai pierdem timpul. Hai, prințe papă, hai, avem treabă astăzi. Știi, Nikita, în fiecare noapte simt că e ucis cineva în mine. Activitatea, bătrâne. Numai activitatea te face să uiți că viața înseamnă moarte. Gata. Parisul este un oraș liber de spioni. Rușii s-au unecat în vodcă, niciunul nu mai umblă pe străzi, nimeni nu mai caută nimic. Au fost învinși de Comitetul Național pentru Gândire Vizuală, fără ca membrii comitetului să bănuiască măcar. Sau poate că totul era prevăzut de la început. Bineînțeles că era prevăzut. Dacă universul este rațional, atunci totul, absolut totul, a fost prevăzut în detaliu, încă de la facerea lumii. Și Franța trebuie să fi fost trecută în planurile Creatorului. Și Rusia și eu. Dar Dumnezeule mare, în cazul ăsta, care mai e rostul meu? Jean! Domnule Breton? Ah, trebuie să alerg, Jean, trebuie să alerg în continuu, în toate direcțiile. Când alerg foarte repede, mi se pare că timpul se scurge mai încet. Dar dacă este invers, dacă m-aș opri? Da. În felul ăsta aș avea timp să mai respir și eu, să mă bucur de peisaje, să-mi aduc aminte. Poate că aș avea timp pentru sentimente, știi? Mă gândesc chiar să-mi întemez un cămin, să-mi caut o soție frumoasă și ironică și să trec la producția de copii. Jean, tu ești căsătorit? Da, domnule. Cum ai reușit să-ți găsești o soție? Sincer să fiu, domnule intendent, ea m-a găsit pe mine. Făcea curat în biroul meu și, în timp ce îmi ștergea dosarele de praf, mi-a născut un copil.
Drăguț din partea ei. Pentru mine, ca simplu funcționar, a fost o surpriză. A trebuit să o iau de nevastă. O iubești? Îmi fac datoria față de ea. Dragostea înseamnă altceva decât datoria. Vezi tu, Jean, de aici provin toate furtunile sufletului, din lupta dintre sentiment și datorie. Tu nu simți conflictul? Nu, domnule. Ce? Ce simți? Nu simt decât oboseala plictisită a zilelor săptămânii în care Dumnezeu a muncit. Iar duminica mă duc la biserică și încerc să pricep de ce a muncit atâta, de ce s-a chinuit cu noi. Vai, Jean, ce trist. Sentimentele tale au fost amorțite. Ai ratat conflictul, tu treci pe lângă dramă fără să o simți, fără să o vezi măcar. Ești orb, Jean. Trebuie neapărat să te învăți libertatea. Ascultă, tu știi că tu ești persoana întâi a gândurilor tale. Doamne ferește, nu eu sunt prima persoană, ci regele. Iar regentul e persoana a doua. Te înșeli, prietene. Oh, domnule Breton, eu vreau să trăiesc. Vezi, vrei să trăiești. Ții la viața ta mai mult decât la viața regelui. N-am spus asta. Dar nu este un lucru rău, este perfect normal să ții la viața ta mai mult decât la orice altceva. Altfel ai deveni un caz patologic. Ar trebui să te tratezi la analistul psihologic și costă o groază de bani. Vreți să mă zăpășiți? Vreau să te eliberez, Jean. Chiar dacă așa ar sta lucrurile, domnule Breton, chiar dacă să zicem că eu aș fi persoana întâi, nu văd la ce mi-ar folosi. Oricum, nu sunt rege. Ba ești, Jean, ești rege, ești propriul tău rege. Mă lipsesc de așa regat. Mai bine mi s-ar da o moșioară în Bretania. Moșia, oricât ar fi de întinsă, nu face doi bani pe lângă ființa ta. Ființa ta e un adevărat imperiu, un imperiu fără egal pe lume. Uită-te la tine, Jean. Ai curajul să te admiri, Jean. Olivier, te căutam. Avem de discutat ceva foarte important. Jean, ce faci aici? Aștept. Ce aștepți? Îl aștept pe prințul papă și uneori țar al Rusiei, pe înălțimea sa, Nikita Zotov. De ce? M-a rugat să-i încălzesc fotoliu până se întoarce. Măscăriciule, cu Petru la arsenal și pun pareu că vorbea împreună cu soldații din garda regală până vor uita cum îi cheamă. Poți să pleci, Jean. Dacă așa poruncește, excelența voastră? Olivier, situația se complică rău. Dar ce s-a întâmplat? Avem nevoie de o alianță cu Rusia ca de oxigen. Mi-e teamă că aveți dreptate, domnule Duce. Iar în ceea ce te privește pe tine, Olivier, ție îți revine o misiune extrem de importantă. Trebuie cu orice preț să câștigăm bunăvoința lui Petru. Știi, Olivier, întotdeauna mi-am zis că sunt un excelent psiholog. Sunteți cel mai bun. Ei bine, cu ajutorul tău am descoperit punctul slab al lui Petru. Curiozitatea. Mi-ai spus că țarul e nebunit după tot felul de invenții. M-am convins și eu că orice mașinărie care funcționează cât de cât și care poate fi demontată, îl excită mai mult decât fetițele de pe Saint-Denis. Un ceas, o pompă, un cric. Pentru el parcă ar fi vii toate minunile astea. Dacă patriarhul Rusiei n-ar avea nimic împotrivă, sunt convins că Petru ar divorța de Ecaterina pentru a se însura cu una din mașinările hidraulice care alimentează Versailles cu apă. Țarul este un copil. Un copil exagerat de mare, Olivier. Și în fiecare zi așteaptă cu lăcomie noi și noi mecanisme. Din păcate, trebuie să recunoaștem că în ultimul timp stăm destul de prost la capitolul inovații. Inginerii noștri nu fac destule eforturi, deși primesc fonduri exagerate și se bucură de o publicitate pentru care academicienii îi invidiază. Acum singura șansă care ne-a mai rămas e să-i satisfacem lui Petru curiozitatea, să-i o alimentăm. Dacă vrea mașinării, foarte bine, îi le vom oferi cu generozitate. Asta e speranța Franței. Olivier, adună-i, te rog, pe inginerii cei mai capabili din Paris și pune-i să găsească invenții fictive și inutile, cât mai multe. Promite-le bani, oricât. Franța e bogată, n-are nicio importanță dacă mașinările nu funcționează așa cum și-ar dori ei. Totul e să arate cât mai complicat și să se miște ceva acolo. Și mai ales să inventeze destinații cât mai exotice pentru invențiile astea. Găsesc ei scopuri, sunt băieți inventivi, doar n-o să le dau eu idei. Și dacă află inginerii nemți? Cu atât mai bine!
Cel puțin 3 generații de ingineri nemți își vor bate capul să afle cum funcționează și la ce folosesc invențiile noastre. Vom da o lovitură de grație tehnicii germane. O vom paraliza pentru 100 de ani. Ei, cum ți se pare ideea mea? Domnule duce, mi-e teamă că în curând țarul se va plictisi și de invenții, dacă nu cumva s-o fi plictisit deja. Iar noi vom rămâne cu niște mormane de fier vechi. Singura justificare plauzibilă pe care o vom mai putea inventa pentru mormanele noastre de fier vechi va fi că e vorba despre niște opere de artă comandate de curtea regală. Mi-e teamă că vom fi obligați să le expunem undeva în Paris și că vor rugini. Nici asta n-ar fi rău. Franța ar deveni atunci patria avangardei. Hai, Olivier, ai încredere în destinul Franței? Destinul Franței e destinul omului, domnule duce. Sunt condamnat să am încredere. Mă duc să-i caut pe inginer. Dar iată, vin contesele și conții. Poftiți! Poftiți, doamnelor și domnilor! Fiecare zi se nivărește alt program al vizitei țară. Eu zăpăceală generală. Totul se schimbă de la oră la altă. Dimineața nu știm ce vom face la prânz. La prânz nu știm ce vom face seara. Iar seara nu știm ce vom face dimineața. Acolo ne îndreptăm. Și când vom ști ce se va întâmpla mâine? Mai există mâine? Liniștiți-vă, doamnelor și domnilor, viața e improvizație. Improvizație? Iertați-mă, domnule duce, dar eu cred că viața la curtea regelui Franței e o ceremonie. Și pentru ca o ceremonie să fie reușită, trebuie pregătită din timp până în cele mai fine detalii. Trebuie să existe un program perfect pus la punct. Totul e improvizație, prieten. Textul piesei pe care o jucăm nu conține suficiente indicații scenice. Chiar și autorul piesei, creatorul nostru, improvizează fără încetare. Sunt convins că nici în clipa asta nu știe exact ce se va întâmpla peste 2 minute. Urmărește doar câteva principii vagi, câteva idei. Dumnezeu improvizează? Atunci e un Dumnezeu liber cugetător. Duce, v-a obosit vizita țară. Nu te îngrijora, conte. Spre deosebire de dumneavoastră, la nicio petrecere n-am stat până la capăt. Adică vreți să spuneți că trebuia să plecăm mai devreme? Să-i lăsăm pe ruși să bea singur, să scuipe pe jos, să desfacă parchetul, să sfâșie tapetele și draperiile, să scoată din balamale ușile, să spargă ferestrele și să țopăie pe mese până dimineața? Ați vrut să fi făcut toate acestea fără martor? Nu! Nu m-ați înțeles. Dumneavoastră v-ați îndeplinit misiunea îmbătându-vă, eu mi-am îndeplinit misiunea rămânând lucid. Fiecare și-a făcut datoria și așa trebuie să fie până la capăt. Dacă rezistăm. Unde o fi capătul? Mi-e teamă că în curând țarul ne va părăsi. Când? Nu știu exact. Totul depinde de inspirația creatorului. Dacă mai improvizează mult pe seama noastră... Dar cum vă puteți încrede într-un Dumnezeu inconștient? Vă rog, blasfemia mă deprimă. Sire... Vă binecuvântez pe toți în numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hai, gata, fără excese mistice. Aveți grijă să nu cădeți în erezie. Noi am lichidat de mult pe eretici aici în Franța, catarii și protestanții nu ne mai fac greutăți. Dumneavoastră, cum stați cu ereticii? Bine, în Rusia toți sunt eretici. Iar fiecare eretic trebuie să moară. Moartea a devenit o problemă religioasă. Dar la moarte nu mă pricep. Domnule duce. Da? Vreți să vă sculați puțin? Pentru că ăsta era fotorul meu. Îl rugasem pe un tânăr, cum se cade, să mi-l încălzească cu... Dar am preferat să o fac eu însumi. Poftiți, las loc. Da, mulțumesc. Sire, nu vă e dor de țară? De Rusia? Nu mi-e dor. Dacă ar fi după mine, aș rămâne în Franța. Dar acasă vă așteaptă cea mai mare țară din lume. Cea mai puternică. Aveți dreptate. Din păcate, va trebui până la urmă să plecăm. Vom părăsi Parisul și ne vom întoarce acasă. Nu e o tragedie. Vă place atât de mult Franța? Nu-mi place deloc. Dar dacă m-aș fi născut aici, n-aș fi fost obligat să joc toată viața
rolul unui bufon. Vă binecuvântez pe toți. Doamne, Dumnezeul nostru, ne pomfează. Dacă nu ninge pe vremea asta la Sankt Petersburg, precis plouă cu gheață și bate un vânt care scrapă inima ca pe un bostan copt, nu-ți rămâne decât să stai și să privești spre orizont, să se schimbe ceva. Și în fiecare zi vezi, vezi cum cerul nostru cenușiu se îngroapă tăcut în valurile noastre cenușii, neva neimundă, indiferentă și neagră, împingând spre cer cuiul fortăreței Petropavlovsk, ca pe o siringă care vrea să spurce orizontul. Stau ore în șir ca un drogat, lăsând să-mi curgă neva prin vene și crâncec să fac un pas. Simt cum lucrează o travă. Caut să mă sprijin de ceva, ating per vazul, tocul ferestrei și masa și scaunul și ușa și pereții și toate mi se par decoruri ale unui teatru ambulant rătăcit între pământ și apă. Până și corăbile cu care Petru se mândrește atât sunt false, deși le-au construit olandezii. Cred că nici olandezii noștri nu sunt olandezi adevărați. De când stau la noi au căpătat sânge rusesc și ochi de pește. Dar ca să ne facă plăcere, s-au costumat în olandezi și s-au apucat să picteze decoruri. La ce bun atâtea catarge! Adevăratele corăbii ale lui Petru sunt norii. Norii pe care vânturile noastre îi plimbă încolo și încoace ca să sperie păsările de prin Europa. Rusia! Rusia! E un fals grosolan al istoriei, iar restul lumii e inutil. Nikita! Nikita! Da. Nikitușca, ce ești melancolic? Petrușca, mi-e frig. Frig? Da, e caniculă. Dacă ți-e frig, de ce n-ai venit să bei cu soldații din gardă? Nu mă mai încălzește alcoolul. Ai, Nikita, se poate. Păi tu m-ai învățat să beau până când vodka pune întreaga Rusie în mișcare. Ascultă, bătrâne, chiar dacă deocamdată n-a prea ieșit cum vroiam eu, cred totuși că n-am venit degeaba până aici. Am aflat un lucru foarte interesant. Ascultă, nu numai că lumea poate fi cucerită, dar exact asta așteaptă de la noi. Mă rog, eu nu prea m-aș grăbi, însă pentru tine... Pentru tine, Nikita. Ce nu face țarul Rusiei pentru tine? Ar merita să gustăm din zi, din Italia. La Roma e locul tău, Nikita. Îi trag un șut în fund lui Clement și te instalezi la Vatican. Sfântul Petru te așteaptă cu brațele deschise. Am să-i pun pe toți cardinalii să-ți pupe mâna. Ce zici? Italia, da, Italia, îmi convine, Petrușca, te-ai gândit bine. În Italia e cald, clima împriește. Papă! Fie și papă, dacă vrei tu. Doamne, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pace tuturor lepădăturilor. Da, da. O să le distrăm pe cinste. O să fie bine, Nikita. Deși mă întreb cât o să dureze. Știi ce mă îngrijorează, Nikita? Nu ți-am spus. Cei de la observatorul astronomic mi-au confirmat. Soarele are pete. Ce fel de pete? E, pete, niște pete mici, așa, mici și totuși vizibile de pe pământ. Soarele s-a îmbolnăvit tocmai acum când urmează să cucerim lumea. Doamne, Doamne, de ce m-ai pedepsit? Petru, Petru, termină cu crizele astea de misticism. Nikita, dacă soarele moare, ne curățăm cu toții ca niște șobolani. Doamne Iisuse Hristoase! Petrușca, liniștește-te! Soarele e sănătos!
Atunci de ce i-au apărut petele alea oribile pe tot corpul? De ce, Nikita? Petrușca, ești sigur că excroce ăștia de francezi? Nu te păcălesc? Poate încearcă să te intimideze. Nu, nu, ți-am spus că ne-am văzut cu ochii mei. Lasă, Petrușca, nu moare soarele cu una cu două. O să se facă bine. E mare și puternic. Crezi tu asta? Cum vezi, Petrușca, Doamne, miluiește și apără soarele nostru de toate bolile și de toate greșelile cele săvârșite. Cu voie sau fără de voie, Doamne, nostru. Gata, Nikita, gata, 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 lasă-mă singur. Lasă-mă! Cum dorești, cum dorești. Ivan, Dimitri! Înălțimea voastră. Ce face Pierre? Așteaptă. Ce așteaptă? Așteaptă ca înălțimea voastră să iau o hotărâre. A mâncat? A băut? Nu, n-a pus în gură nimic, numai apă. V-a spus ceva? Niciun cuvânt. Niciun cuvânt, da? A dormit? Nici asta nu știu, stătea așa cu ochii închiși, dar cred că nu dormea. Am impresia că se gândea. Se gândea. Bine, aduceți-l aici. Am înțeles. Pierre de la Monc. N-arăți prea rău. Ia spune, ești cumva nemulțumit de condițiile în care te găzduim? Nu, m-am obișnuit cu mizeria. Chiar nu vrei să vii în Rusia? Nu, Petru. Te încăpățenesc cu Parisul tău putred. Parisul e orașul morții mele. Termină cu clișeele astea decadente, ești penibil. Pe cine crezi că păcălești? Tu ești prea viclean ca să ai nostalgii de doi bani. Altul e motivul pentru care nu vrei să vii cu mine în Rusia. Altul, Pierre, altul. Ți-e teamă că ai să vezi cu ochii tăi cum se schimbă oamenii. Ți-e teamă că Rusia mea te va contrazice. Asta-i, filozofule. Ia spune, de ce nu răspunzi? Nu m-ai întrebat nimic. Nu te-am întrebat nimic? Hai, prietene, spune-mi cum se schimbă oamenii. Vreau să-i schimb. Petru. Trebuie. Petru, oamenii nu se schimbă. Ascultă, dacă ține apărat. Pot să crep sănătos aici la Paris, dar spune-mi ce să fac ca să-i schimb pe rușii mei. Nu e nimic de... Minți! Minți! Mă iurești cu degrinul Europei! Îmi vinzi pesimismul ăsta răsuflat cu care defilezi prin lumea asta de rahat! Mă zăpăcești cu melancolia ta acră! Și tu știi ce-i de făcut, tu știi, bandit. Știu că nu se poate. Dacă omul nu poate fi schimbat... Atunci țarul Petru I al Rusiei e un eșec al istoriei? Nu! Nu, filozofule cinic! Tu nu mă păcălești pe mine! Căutarea asta nu poate fi o înfrângere. Viața mea nu e o înfrângere. E inutil, Petru. O fi inutil pentru tine, deștept, pentru mine nu e. Înțelegi, pentru mine viața asta are un rost. Mama ei de viață, am găsit scopul. L-am inventat, l-am primit de-a gata, nu știu, nu mai știu. Ce mai contează, e mult de atunci, dar am scopul. Înțelegi, Pierre? Ascultă. De la Manc, am scopul, îl țin la mine în buzunar de 40 de ani. Acum ce dracu să fac? Spune-mi ce să fac, de ce taci? Spune ceva! Ascultă, Petru, am făcut destule porcării în viață, dar n-am mințit niciodată. Am spus întotdeauna exact ce am gândit. Adevărul a rămas singura mea bucurie. De ce vrei tu să mi-o iei și pe asta? Tu, care stai călare pe două continente și îți permiți orice... Bei o vodka? Nu! Ultima dată când am băut, am pățit-o. Păcat. Vodka face foarte bine. Destupă mintea. Nefericitule. Vrei să trăiești? Vreau să trăiesc până la capăt. Dar care e capătul, Pierre? Unde e capătul ăsta misterios? Nu știu, încerc să-l împing cât mai departe. Ți-ai așa de mult la viața ta? Da! O iubești? Da, o iubesc. Ia te uite, o viață de câine. O viață bogată. Am spus întotdeauna ce gândesc. Păi și eu am spus ce gândesc. Nu-ți dai seama, Pierre de la Monc, suntem făcuți din același aluat. Pierre, suntem frați. De ce mă trădezi? Spune, de ce mă trădezi, prietene? De ce? De ce? Petru, lasă-mă să plec. Iubitule, nu se poate, tu nu înțelegi, nimeni n-are voie să știe că Rusia nu se va schimba niciodată. Fii liniștit, Petru, n-am să o spun nimănui. Ce vorbești? N-ai să o spui nimănui? Nu. Coco avea dreptate, ești un copil deștept și îngrozitor de naiv. Da, n-am să spun niciun singur cuvânt, Petru.
promit. Ei, ce spui? Îmi promiți, da? Ei, nu merge așa, băiete. Nu, 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 nu. Rusia e prea mare ca să-și permită săriște. Dumnezeu din ceruri mi-a încredințat o misiune, o misiune foarte importantă. Auzi glasul domnului Pierre? Vântul. Vântul. Vântul e glasul lui Dumnezeu. Ivan! Ivan! Dimitri! Îți promit, Petru. Veniți încoace! Da! Veniți încoace! Ia să văd. Ia să văd. Ia să văd. Sunteți pregătiți? La ordinele voastre, Sire. Bine, bine, băieți, foarte bine. Petru. Omorâți-l pe Pierre de la Manc. Petru, nu. Dragul meu, nu. Dragul meu, Pierre, la nicio execuție n-am suferit atât. Știi, am asistat la mii de execuții, m-am plimbat peste munți de cadavre, uneori chiar eu. Da, chiar eu cu mâna mea, dar acum nu pot, prietene. Trebuie să-i las pe băieții ăștia să o facă. E meseria lor, se pricepă. Se pricepă. Vino-ți, vino-ți în fire. Nu vreau să mor. Nu. Iubitule. Dragul meu, Pierre, rămân, că ești prea deștept ca să trăiești. Păcat de mintea ta. Nebun, nu vreau să mor, Petru. Mă desamăgești, Pierre. Un filosof trebuie să știe să moară. Petru. Petru. Pierre. Băieți, aveți grijă să nu sufere. Petru. Petru. Petru! A murit. A murit. Ați făcut o treabă bună, băieți. Bravo. Când ne întoarcem în Rusia, vă decorez. N-a suferit săracul de el. Hai, luați cadavrul, duceți-vă. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Priviți, pornind de la o invenție mai veche care are un sens, dar din păcate e inutilă și în plus e defectă, putem încerca să obținem ceva într-adevăr lipsit de sens. Ar trebui mai întâi să o demontăm, să vedem ce e înăuntru. Cum? Adică nu știți ce este înăuntru, dar dumneavoastră ați construit-o. Domnule intendent, niciodată nu știm exact ce se ascunde în lucrurile pe care le construim. În corpul fiecărei mașinării se află un suflet tăcut. Iar invenția trebuie demontată până la ultimul șurub pentru a-i asculta tăcerea. Și nici atunci, poate nici atunci. Pentru că misterul se evaporă ca o pată de benzină. Iar mirosul se împrăștie în câteva clipe. A, și atunci, ce ne rămâne de făcut? Foarte simplu. Punem înăuntru un om. Un om? Un om, domnule intendent. Un om? Omul va învârti roțile inutile și va împinge înainte și înapoi pistoanele fără niciun sens. Un om. Ah! Jean! Jean! Domnule intendent? Jean, permite-mi să te prezint domnilor inginerii. Jean este un funcționar devotat. Jean, vino aici, te rog. Vă rog. Vino. Vezi invenția asta? O văd, domnule Breton. Hei, îți place? Da, e o invenție mare, domnule intendent. Jean, în calitatea de funcționar pe care o ai, tu vei fi noul suflet al acestei mașinării vechi. Prin tine, invenția va căpăta o lipsă de sens. Hai, așează-te înăuntru, te rog. Hai. Înăuntru? Hai, băieți, curaj. Hai, noi am construit. E loc destul. Hai, Jean, intră odată. Și acum, domnule funcționar, trage de pârghii. Învârte rotițele. Apasă. Thank you.
Petrușca. Nikita, Petrușca. Mi-e frig. S-a lăsat gerul la Paris. Petrușca. E cald, Petrușca. Uite, strălucește soarele. Are pete. Soarele s-a vindecat, băiete. Hai, nu-ți fie teamă. 1000 de ani va ține căldura asta. Astronomii tăi sunt niște proști. Stau toată ziua închiși în observatorul lor și habar n-au de ce se întâmplă pe pământ. Ce se întâmplă, Nikita? Se întâmplă că e vară, Petrușca. Vară? Vară. Mai ții minte verile de la Preobrajenskoe? Era cald la Preobrajenskoe. Da, al naivii de cald. Al naivii de cald și de bine tu alergai pe câmp și te jucai de-a soldatul cu golanii din sat. Vă băteați ca chiorii. Stăteam întins în iarbă și mă uitam la voi și la cerul Rusiei și mai trăgeam o dușcă. Petrușca, atunci când te răneai la mine, veneai să te îngrijesc. Îți curățeam rana cu vodcă și te bandajam. Ai crescut mare, Petrușca. Prea mare, tătucule. Mai bine rămâne un copil. Petrușca, ești un copil uriaș. Copiii râd, Nikita. Cred că eu am crescut anormal de mare. Mi-e frică de vârsta mea. Ești tânăr. N-ai decât 45 de ani și lumea se întinde la picioarele tale. Ești ca Alexandru Macedon. Nikita, fă-mă să râd. Nu pot, Petrușca. Fă-mă să râd, Nikita. Nu, băiete, am râs destul. Nu m-a lăsat singur. Ce-i cu tine? Azi am omorât un om, Nikita. Petrușca. Petrușca, dragule. Am obosit, Nikita. De ani de zile mi-am stors mintea ca într-un teasc și mi-am prăjit creierii de s-a fumat toată Rusia până în temelii. Mi-e teamă că nu înțeleg. Nu înțeleg, nu știu, nu văd. Ei, profesorul meu măscărici, al dracului să fiu, vreau să înțeleg, să știu, să văd, trebuie. Iar eu încerc, Nikita, zău că încerc, zi și noapte, îmi umblă mintea asta aburită prin coridoare lungi și saloane oarbe, fuge ca disperată, fără să se oprească o secundă. O, Dumnezeule, ce balamuc! Undeva departe mi se pare că tocmai s-a deschis o ușă. Alerg într-acolo și ușa mi se trântește în nas. Apăs pe clanță, mă proptesc cu umărul, lovesc cu pumnii. Apoi o altă ușă se deschide la celălalt capăt al lumii, o iau la goană și... și tot așa, oricotro alerg, numai uși închise. Azi am ucis Nikita. Pe cine ai omorât? Petru. Ivan? Ivan, Dimitri? Înălțimea voastră? Aduceți încoace cadavrul lui Pierre de la Manc, repede. Hai, repede, Nikita, adun trusa de disecție. Petru! Executarea, Pierre, iubitul. Pierre, știi că suntem în viață, nu prea comunicăm, nu găsim cuvintele. Și când te gândești că se scriu atâtea dicționare, e bine, prietene, eu caut un alt fel de dicționar, dicționarul organelor interne ale sufletului. Azi ai să auzi și tu cum urlă carnea, povestea sufletului tău. Nu mai poți păcăli pe nimeni, înțeleptule, tu care le știi pe toate și îți bați șoc mereu, îți bați șoc, ai dreptate, se inventează atâtea mașinării complicate încât apar n-ai ce-o fi vrut Dumnezeu de la noi când a făcut lumea. Nu vă arăză 2 bani invențiile astea, 2 bani, prietene. Acum, așa, avem nevoie de o mare descoperire, asta ne lipsește. Nu, rămâi. Stai, Nikita, am nevoie de tine, dă-mi bisturiul, te rog. Așa. Rămâi cu mine, Nikita. Pentru că vreau să văd ce-i înăuntru cadavrului lui Pierre de la Manc. Așa. Tu mă înțelegi, Pierre de la Manc, așa?
scape. Da? Da. Ascultă. Nu o să te doară deloc, Pierre. Sunt scule foarte bune. Ia să vedem cum funcționezi tu. Cadavrule, vreau să văd cum funcționezi. Trebuie să-ți pipăi sufletul. Să-mi înfic degetele în gelatina lui Pierre. De ce nu mi-ai spus ce să fac cu viața mea blestemată? De ce ai tăcut, Pierre? De ce ai tăcut? Unde ești, Pierre? Nu mă lăsa singur. Rusia e prea mare, Pierre. Pierre. Unu, doi, trei, și... Vă invit la dans, prieteni. Dar n-a venit încă. Cine știe pe unde o fi umblând? Sunt sigur că ea s-a îmbătat ca un porc. Mai încet, mai încet. Poate că e ascuns pe aici. Petru se ține numai de farsă. Râde toată ziua. Dar ce vedeți rău în asta? E foarte sănătos să râzi. O fi și nebunia sănătoasă, mai știi? Na, da, e o nebunie ciudată. Petru nu e Petru, ci un marinar olandez. Iar măscăriciul nu e măscărici. E un prinț, e papă, e țar. Noi am ajuns măscăricii lui pentru că stăm aici și l-așteptăm ca proști. Pe căldura asta. Mă strânge forțând. Mă strâng pantofii. Draga i-am cumpărat ieri. Draga mea, doar știi cât de riscant e să se umbli cu pantofi noi. Odată și odată trebuia să-i încalzi pentru prima oară. Mi-am zis să profit de ocazie. Cel mai obositor lucru pe lume, asta e să aștept. Țarul va veni, fiți sigure. Hai, dansați și voi. I-am pregătit lui Petru câteva surprize. Vodcă adusă din Finlanda și invenții. Olivier, spune-mi, Olivier, invențiile funcționează? Perfect, domnule Duce, perfect. Vezi, Olivier, totul este posibil. Țin să vă atrag atenția că există anumite riscuri. Ce riscuri? Țarul s-ar putea îndrăgosti de invențiile inginerilor noștri și ne-ar putea cere să le ia cu el în Rusia. Cu atât mai bine, ar fi un succes zdrobitor al tehnicii franceze. Dar nu puteți ignora că fiecare invenție, ca să poată funcționa, are înăuntru supuși ai maestății sale, regele Ludovic al XV-lea. N-avem voie să-i exportăm așa. De ce nu? Doar atâți arhitecți, sculptori, pictori și muzicieni au plecat la Sankt Petersburg. Colonia franceză din Rusia va crește, iar rușii vor vorbi mai corect franțuzește. Pictorii, sculptorii, arhitecții și muzicienii au plecat de bunăvoie. În cazul ăsta... De bunăvoie, Dumnezeule, ce înseamnă de bunăvoie? Nu ne naștem de bunăvoie și nu prea murim de bunăvoie. Crezi că restul mai are importanță? Eu cred că da, domnule Duce. Ești un tip ciudat, Olivier. Întotdeauna te-am lăudat pentru perspicacitatea ta înăscută și mi-am spus că oameni ca tine reprezintă viitorul Franței. Ai voce, cânti frumos, dar de fiecare dată îți închei aria cu o notă falsă. Știi că într-o bună zi, cu puțin noroc, ai putea ajunge superintendent? Ce zici? Aș fi fericit, domnule Duce. Și eu aș fi fericit, Olivier. Țin la oamenii cu care lucrez, mă atașez. Dar cât mai sunt superintendent, exersează nota finală. Olivier, vezi, te rog, dacă n-a venit țarul. Rusul ăsta își permite cam multe. E pur și simplu lipsit de cele mai elementare noțiuni de politețe. Se spune că e mult mai galant cu târfele pe care le pescuiește pe stradă. Da, dar se pare că ai zgârcit. Țarul n-a sosit încă. Toată lumea l-așteaptă. Dumnezeule, ce plictiseală! Nu disperați, prieteni. Dansați, doamnelor contese și domnilor conți, dansați! Dar nu petreceți pentru țar, ci pentru bucuria inimilor voastre. Ion Semenic, pentru un filozof cinic care n-a mâncat toată viața decât bolș de ștevie și urzici.
Atârnă cam greu. Ticălosul ăsta ne-a stricat distracția. Întâi ne-am scuipat sufletul să-l căutăm prin tot orașul și acum ne scuipăm sufletul să-l ducem la cimitir. Nici n-am apucat să ne bucurăm de frumusețile Parisului și uite că mâine plecăm. Lasă, Ivan Simeonici, te întorci în Rusia. Păi da, ți-e-ți dă mâna să vorbești așa, că ai stat atâta vreme în Franța, dar eu... Păi ziceai că ți-e dor de Rusia. Aoleu, mi-e dor cum să nu-mi fie, măicuța mea Rusie. De fiecare dată când mă întorc în Rusia și trec granița, mă apuc așa un tremurat din tot corpul. Nu știu ce dracu-i cu mine, dar cum ajung acasă, nici n-apuc să-mi schimb hainele cu care călătoresc. O iau pe Natasha de mână, îl iau în brațe pe Volodia, mă, la micu, îl chem și pe Serghei, frate meu, deschid valizele și scot toate mărânțișurile pe care le-am cumpărat de prin piețe. Acum, de la Paris, nu le-am cumpărat nimica. Mă întorc acasă numai cu amintirea unui cinec disecat. Hai, gata că ne-am odihnit destul. Hai, hopa, hai să-l ducem să facă nani. Pe unde o luăm? Spre Père Lachaise. Eu cred că pe aici e drumul cel mai drept. E greu mai ticălosul ăsta. Eu aș fi zis că filozofia te eliberează și te ușurează, Ivan Semenești, dar dacă toată ființa unui om se adună în gânduri, îmi închipui că ceea ce rămâne după ce omul se curățe trebuie să fie imponderabil. Da, asta înseamnă că nu fi fost cine știe ce gânditor. Sau poate că ori fi rămas gândurile acolo în scăfârlia lui, de-aia trage el așa de greu la cântare, știi? Lasă că i-a scos țarul toate gândurile din cap ca pe niște amigdale umflate. Ai văzut că n-a mai rămas nimic? Ivan Semionici, să spun drept, eu nu prea m-am uitat. Dar de ce? Tu nu ești curios? Nu-ți place știința? Îmi place, dar n-am încredere în ea. Deocamdată să merge mai mult așa pe bâșbâite, știi? Dimitri Alexeici, să nu spui că țarul bâșbâie. Ai văzut cu ce mână sigur a operat? N-au avut francezii neam de neamul lor așa chirurg. Întotdeauna am susținut că Petru e cel mai mare savant al tuturor timpurilor moderne. Eu mă gândesc la știința în sine, știi? Auzi, crezi că se va lipi știința și de noi? Mai trebuie. Dacă alții fac știință, o să facem și noi. În 10 ani îi ajungem din urmă și apoi îi și întrecem. Asta e regula rusească. Deși mie mi s-ar părea mai practic întâi să cucerim noi Europa și abia pe urmă să ne apucăm de știință. Opa, ia uite-o pe Coco. Ce războaie și ce știință, Dimitri Alexeici. Mai bine începe cu asta. Ia uite aici capodopera. Ivan Semionici. Ei, frumoasă, e singură? Singură, cavalere. Oh, Iisuse Hristoase și Fecioară Marie. Dar cum ai rămas singură? Ei, m-au părăsit iubituri. Mă, ce ticălos, ce idiot. Să lași asemenea capodoperă. Ai dreptate, e trist. Te-a părăsit pentru alta. Nu cred. Iubitul meu e un bărbat serios. Bănuiesc că Pierre s-o fi apucat să scrie vreo carte. Atunci mai bine că ai scăpat de el. În ziua de azi e periculos să scrii cărți. E, lasă, că nu-i un capăt de țară. E plin de lume de bărbați. Ești rus? Amândoi suntem ruși. Aha. Am mai cunoscut eu un rus mare și puternic, drăguț foc, dar cam mincinos și al dracului de zgârcit. Noi suntem darnici frumoasă. Cât de darnici. Păi, cei mai darnici. Hai, lasă vrăjile, să văd banii. Păi, de păpușă. Da. Păi, atunci ce ziceți, nu vreți să-mi faceți o vizită? Păi, de ce nu? Ivan Semionici, ai nebunit. Vai, dar pe mine nu mă deranjează dacă veniți amândoi. Ia te, Ivan Semionici, ești în misiune. Frumoasă. Dar dacă nu puteți... Domnoarea mea, franțuzoaică. Așa e întotdeauna. Cei puternici nu prea au bani, iar cei bogați nu prea sunt puternici. Te rog să mă crezi că te înșeli grav. Am să-i raportez țarului. Dimitri Alexeici, mă omor. Al dracului să fiu dacă mai vin cu tine în vreo misiune. Uite ce e frumoasă, noi avem treabă noaptea asta, așa că te rog, scuză-ne. Altfel, precis îți făceam o vizită. Mă rog, cum vreți voi. Hai, caută și alți clienți, hai, uși. Ar fi umblând și oameni liberi și fără griji la ora asta prin Paris, nu? Fericiții! Succes, frumoasă, hai! Și vouă, succes!
Ce te costa dacă petreceam câteva ore în Paris? Ivan mă întorceam și eu acasă cu amintire din Franța. Aveam la ce să mă gândesc pe drum. Ivan Semionici, e târziu. Pune mâna pe sac. Știi ce zic eu? Hai să lăsăm cadavru aici pe stradă. E nebunile minele. Păi și așa mâine plecăm. Cui mai pasă de un cadavru? Țarul a ordonat să-l ducem la cimitir în Gavou. E clar? Clar, noaptea măsii de viață. Ăsta a fost norocul meu. Să-mi dau sufletul cărând un câine mort. Hai, prietene, nu te mai opune atâta. Ajută-ne, nu vezi ce greu ne e? Ușurează-te de gânduri, încearcă să uiți, eliberează-te. Hai. Poartă-te ca un filozof, ce n-ai zis. Hai, fi bun cu noi, hai, hova. Prieteni, țarul pleacă. Olivier, uite-te la ei cum se bucură. Doamne, când mă gândesc pentru cine stau eu zi și noapte și mă chinui să reflectez asupra destinului Franței. Uite-te bine la ei, Olivier. Noi trebuie să apărăm interesele lor, un popor de inconștienți. Domnule duce, poate că este mai bine așa, știți? Eu cred că inconștiența asta ne salvează. Olivier, am impresia că ai început să spui mintea la contribuție, dar nu văd încotro te îndrepți. Domnule duce, permiteți? Am impresia că luciditatea exagerată este o pacoste. Zăpăcește firile slabe, le obligă să-și dea seama că nimic nu e cu putință și nimic n-are rost, că totul se dizolvă în fiecare clipă. Luciditatea i-ar turmenta, iar dezintegra, iar depeiza pe francezii în așa hal încât s-ar pierde cu desăvârșire caracterul nostru național, care e dat fatalmente tocmai de aceste firi slabe. Iar firile puternice, cele care își permit luxul lucidității, sunt peste tot la fel. N-au identitate națională. Ai început să gândești. Priviți ce se întâmplă și în artă, domnule duce. Stilul este 100% creația artiștilor minori. Un mare artist nu se încadrează în nicio școală și cu atât mai puțin s-ar putea înregimenta într-un popor. Un mare artist este universal. Lucrul cel mai grav este că un popor care și-ar pierde identitatea ar înceta de fapt să supraviețuiască, chiar dacă ar fi alcătuit din oameni de o inteligență remarcabilă, o inteligență dizolvantă, dacă îmi permiteți, domnule duce. Da, cu alte cuvinte, pentru ca un popor să supraviețuiască în istorie, adică să aibă un destin, trebuie, bineînțeles, să fie condus de oameni lucizi și abili, dar, în același timp, și eu ar zice chiar în primul rând, trebuie să încurajeze și să dezvolte mediocritatea cea mai plată și mai conformistă. Prostia națională specifică, larg răspândită în întreaga societate, trebuie ocrotită ca o floare rară și delicată. Pornind de la valorile acestei stupidități, unanim recunoscută și inconfundabilă, trebuie să inducem în rândul cetățenilor un viguros sentiment de fraternitate care să-i solidarizeze de fiecare dată când este vorba de fleacuri. Foarte bine, Olivier, excelent! Ți-a prins bine că ai stat în apropierea mea. Ai dreptate, greșeala cea mai mare este că lumea se gândește să cultive inteligența, care între noi fie vorba, se descurcă orice ar fi, în loc să cultive prostia, mai importantă pentru supraviețuirea noastră și incomparabil mai sensibilă. Mă apucă amețeala. Așa se întâmplă când te ridici la altitudinea destinului, dar hai să revenim cu picioarele pe pământ. Ce impresie i-au făcut țarului invențiile noastre? Oh, domnule duce, abia dacă s-a uitat la ele. L-au interesat? Când a intrat aici avea privirea tulbure și pașii nesiguri, tremura din tot corpul ca un epileptic. A trecut pe lângă invenții fără să se oprească și fără să pună vreo întrebare. Ciudat! Da, eu eram pregătit să-i dau toate explicațiile inutile, dar... Păcat! Știți, până la urmă, inginerii noștri au găsit
tot felul de sensuri pentru invențiile fictive. Au o imaginație. Nu, țarul o fi fost obosit. Am așteptat cu sufletul la gură să pun o întrebare, măcar o singură întrebare. Nu fi trist, Olivier, te felicit pentru modul exemplar în care ți-ai îndeplinit misiunea. Sper să ai în curând ocazia de a da toate explicațiile. Acum că avem de arătat lumii atâtea lucruri noi și surprinzătoare, mă gândesc să organizăm la Paris o expoziție universală. Excelentă idee. Da, da, să vedem cum stăm cu banii, cum stăm cu timpul. Doamnelor și domnilor, țarul pleacă astăzi. Trebuie să ne luăm rămas bun. Fiți veseli că-l vedeți, triști că pleacă și înainte de toate curtenitori. Ultima impresie contează cel mai mult. Nu se știe, poate că într-o bună zi Petru va reveni în Franța. Credeți că e posibil? Nu este exclus. Țarul adoră călătoriile. Voastră. Doamnelor și domnilor, vă părăsesc. Nu-i așa? Orice despărțire e dureroasă, e ca un fel de moarte. Sire, sunteți într-o dispoziție macabră. Fiți vesel, sire, vă întoarceți în Rusia. Aveți o țară imensă. Vă așteaptă țarina Ecaterina. Știu că înălțimea voastră are înțelepciunea de a folosi din plin experiența câștigată în timpul călătoriilor în străinătate. Domnule duce, eu am venit în Franța ca să învăț. Înălțimea voastră prinde uimitor de repede. Ei, dragii mei, sunt îngrozitor de multe de învățat. Nu-ți ajunge o singură viață. Nici două vieți nu-ți ajung dacă te apuci să cauți până în miezul lucrurilor. E păcat că n-avem timp. Lumea e mare, iar timpul e inepuizabil de bogat. Ar trebui să trăim la infinit, pentru că se întâmplă lucruri noi exact atunci când le descoperim pe cele vechi, iar cele noi se învechesc în clipa în care ajung la cunoștința noastră, știți dumneavoastră foarte bine. Și dacă... Da, chiar dacă am trăit la infinit, ar rămâne o infinitate de necunoscute ale prezentului etern care trăiește cu o secundă înaintea noastră. Doamnelor și domnilor, mi-e teamă însă că nu vom trăi prea mult. Știți, soarele are niște pete. Pete? Pete? Ce fel de pete? E un fel de boală a pielii soarelui. Nici astronomii noastre nu pot spune cu precizie dacă boala e fatală sau trecătoare. Dar am impresia că nu există scăpare. Pete? Niciun fel de pete. Astronomii noștri folosesc lentile jegoase. Sunt cu toți niște jegoși. Lentile ciobite. De când nu le-a mai dat bani să schimbe optica. Nici nu merită. Petele astea despre care vorbiți nu există în realitate. A, nu există? Nu sunt decât niște iluzii optice născute din murdărie. Iluzii? Optice. Nu sunt decât cioburile privirii astronomilor. Vă faceți griji degeaba. Soarele e curat, înălțimea voastră. E curat ca un nou născut, vă garantez. Sire, vom da astronomilor bani să-și cumpere alte lentile. Îi vom ruga pe astronomi să ne comunice imediat noile lor descoperiri. Vă vom ține la curent, vă promit. Hai. Oh, Doamne, faceți voi asta pentru mine? E de datoria Franței să aducă ordine în sistemul nostru solar și să curețe optica. Poate că Dumnezeu o să ne ajute. Da, Dumnezeu e puternic și bun. Din când în când Dumnezeu face minuni. Rugați-vă și voi aici în Franța să scape soarele de boală. Rugați-vă și pentru Rusia mea. Știți, m-am gândit... Că n-ar fi rău să unificăm odată pentru totdeauna bisericile noastre. Ce atâta vrajbă! Am vorbit și cu un popă de-al vostru, un popă catolic, care părea entuziasmat de ideea asta. Nu știu cum îi zice, mi s-a spus că e celebru. Eu nu mă prea pricep la teologie. Dumnezeu mă iubește și așa. E târziu. Ivan, Dimitri? Da, la ziua voastră. Ce face prințul papă? Mulțumesc, voastră, nu știu, a dispărut. Cum a dispărut? Să nu-mi spui că rămâne în Franța. Asta nu se poate, înălțimea voastră. L-am văzut eu pe excelența sa, domnul Zotov. Stătea în grădină sub un copac, cu o sticlă alături și privea cerul. Ce făcea? Privea cerul? Adu-l imediat încoace.
Totul e pregătit? Pregătit, înălțimea voastră. I-ați plătit pe bucătari? Plătit 50.000 de lire. Mm, și pe prietenii mei, soldații din garda regală pe care i-am învățat să bea? 30.000. Mm. Și pe colegii mei de brasnă, meseriașii din Paris? Tot 30.000, înălțimea voastră. Foarte bine. Rusia este bine. Mare și generoasă. Și voi sunteți generoase, dragile mele contese. Sunteți minunate, o să-mi fie dor de voi. Nikita, ce faci, Nikita? Ai venit? Ce-i cu tine, prințe, papă? Cerul nostru. Ei, Nikita! Ce tot spui acolo? Uite ce ți-am cumpărat. O pipă. Îți place? Nu, 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 privește cu atenție. E opera unui mare meșter irlandez care trăiește aici la Paris. William McIntosh, parcă îi zice. Tu ai auzit de asta? William McIntosh, o minunăție de pipă. Face McIntosh asta niște chestii de asta și te crucește. Ar trebui să-l aducem în Rusia într-o bună zi. Ce zici, Nikita? Ei, ce-i cu tine? Nikita, nu vrei niște vodcă să te dregi? Nu vrei vodcă? Comiți o gravă eroare, prințe papa. Niciodată nu bem destul. Hai, vinuți în fire, trebuie să ne luăm rămas bun de la aceste încântătoare franțuzoaice și de la acești bravi francezi. Hai, Nikita, hai, Nikita, binecuvântează-i, binecuvântează-i. Doamne, miluiește și apără pe robii tăi de tot ce se ascunde în suflete, în cuvintele și în mințile lor. Gata, gata, Nikita, plecăm. La revedere, prieteni. La revedere, la revedere. Drum bun și nu uitați de noi. Aduceți-vă aminte în fiecare zi că undeva pe harta Europei există și Franța. Iar voi, prietenii mei, aveți grijă. Mâncați-vă brânza. Da, 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 beți-vă vinul și mai ales nu uitați să vă parfumați. Nu-i așa, Nikita? Să vă parfumați. Trebuie să mirosiți frumos la judecata de apoi. Țineți minte parfumurile, nu uitați. Călătorie plăcută, înălțimea voastră. Rămâneți cu bine. Adios. Hai, băieți, hai, băieți, e cam târziu, avem de mers. Până Rusia e drum lung. Ați încărcat rațele, găinile și curcanii? Încărcat, înălțimea voastră! Șunca, ouăle, pește? Încărcat. Vinul, șampania, lichiorul? Aici sunt, înălțimea voastră! Sper că n-ați uitat termometrele. Am încărcat și termometrele și barometrele în lăzi. Aha, și barometrele. Să fiți atenți să nu se spargă, că vă mănânc. N-aveți grijă, nu se sparg pe drum. Dar, înălțimea voastră, eu cred că o să spargă de frică Rusia. Las că le țin în seră. Nikita. Nikita, da? Unde ai dispărut? Ce faci? Mi-am pierdut pipa. Riglele, compasurile? Aici? Eu mi-am pierdut. Acasă avem de măsurat, nu glumă. Dar goblenurile... Sunt și goblenurile au avut grijă. Vedeți că tapiseriile astea costă o avere? Oh. Ați numărat serviciile de argint? Da, poate le-am numărat în altcineva, poate nu lipsește. Da, perucile. Le-am pus în lăzi lângă costume. Mașinăria și tablourile. Le-am împachetat în altcineva voastră, le-am așezat în spatele tapiserilor. Tablourile astea nu înseamnă deloc cu mine. Francezii n-au pic de spirit de observație, săraci. Dar sculpturile unde sunt? Sunt aici, sunt aici. Aveți grijă să nu se spargă capetele, mai ales că răspundeți cu capetele voastre. Am luat toate măsurile de precauție în alțimea voastră. Le-am pus în lăs, le-am acoperit cu paie. Cu paie? Da. Lumea s-a adunat. Au înhămat cai la trăsură. E târziu. Hai, Petru. Așteaptă Rusia. Nikita. Vin, vin. Doamne, ce mașinărie. Hai, Petru. Așteaptă Rusia. Thank you.
Pierre. Petru. Hai, bește. Vodka face bine. Limpezește gândurile. Oh, no, no, lasă-i. Bea. Da, merge. Pierre. Pierre. Ce-i cu tine? Ce? De ce ți-ai bătut joc de mine, prieten? Toată viața mi-am bătut joc doar de mine. Cu mine m-am mărăfuit. La ceilalți n-am găsit decât argumente de mâna a doua ca să mă calc în picioare mai apăsat. Iar ești deștept. Unde e mintea aia ta? Unde Dumnezeu se ascunde mintea aia ta? Unde? Aici, în cap. Uite. Așa care va să zică. Mai trage o dușcă? Ești dat dracului. Prietene, ajută-mă, trebuie să mă ajuți, te rog. Pe acolo, prin lume, prin lumea pe unde ai umblat tu, poate că ai aflat. Soarele nu-i bolnav, nu-i așa? E sănătos. E sănătos tu, hai, spune-mi. Soarele e grav bolnav. Cum? Soarele e cel mai bolnav dintre noi toți. Dar ce are? Cancer. Cancer? O tumoare malignă la cap. Nu se poate. Ai văzut tu cu ochii tăi? Am fost acolo. Și cât mai are de trăit nenorocitul? Puțin, foarte puțin, prietene. Ești sigur? S-a stricat ceva acolo sus. Dar de când? De la început. De la început? Eu nu mi-am dat seama, Pierre. Când eram copil, părea sănătos soarele, așa ca un soldat rus. Nu, mă minți. Ce poate fi bolnav în lumina asta? Celulele negre și otrăvite se înmulțesc mereu. Mai repede, din ce în ce mai repede. Îi acoperă capul. Nu, fiecare celulă vie se transformă până la urmă într-o celulă întunecată. Timpul se întunecă irreversibil, prietene. N-ai vreme de pierdut. O, Doamne, s-a terminat. Nu, nu. Să nu mai aud tâmpeniile astea. Mi-ajunge că toată viața am fost un cinic împuțit. Tu ești încă sănătos și ți-au rămas al naibii de multe de făcut. Hai, vino-ți în fire, ești țar, ce mama dracului. Trebuie să te gândești foarte bine cum îi căsăpești pe oamenii tăi care n-au niciodată liniște. Sunt prea agitați. Trebuie să-ți alegi mijloacele, nu e un lucru ușor să alegi. Pe urmă construiești și tu acolo un palat, o biserică, un spital, un restaurant, un teatru. Ce-ți trece prin minte? Te mai joci puțin de-a soldatul ca să te menții în formă. Și femeile, nu uita femeile. Una, două, zece, 100, câte vrei. Dă petreceri, cheamă lume să te vadă. Distrează-te. Bate-ți joc. Ai destulă vodcă. Doar îți place să petreci, nu? Hai, nu fi prost. Azi mai e lumină. Bucură-te de lumina asta. Și mâine? Mâine. Nici ziua de azi nu e prea lungă. Și noi? Noi cum scăpăm? Care noi? Ajută-mă. Tu n-ai înțeles că nimeni nu poate să te ajute. Gata. Gata. Acum du-te. Du-te să te joci în Rusia ta. Cât timp, Pierre? Cât timp, Petru?
Ați ascultat Petru de Vlad Zografi. Distribuția a fost următoarea: Petru I, țarul Rusiei, Marcel Iureș, Nichita Zotov, prințul papă, măscăriciul lui Petru, Dan Condurache, Ivan Semionovici Șaliapin, spion al țarului, Ion Haiduc, Dimitri Alexeevici Smirnov, spion al țarului, Ion Chelaru, ducele d'Antan, superintendent al edificiilor regale, Nicolae Pomoje, Olivier Breton, intendent Florin Anton, Jean, funcționar Gheorghe Danilă, Coco, Irina Movilă, Pierre de la Monc, filozof cinic, Răzvan Vasilescu. În alte roluri, Boris Petrov, Ștefan Velniciuc, Viorica Vatamanu, Violeta Berbiuc, Amalia Ciolan, Mircea Gheorghiu, Ștefan Mareș, Claudiu Romila, Alexandru Jitea, Marian Ciripan și Nicolae Stângaciu. Asistența tehnică, Stella Botez și Daniela Lupu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Gavril Pinte.